acțiune! Partenerul ediției aniversare, Cricova. Numele spune totul. Fantastic, salut. Incredibil, sublim, nemaipomenit și alte calificative care pot fi spuse în această seară. Vă salutăm călduros în acest început, superb de altfel, aha, pentru că primăvara asta a venit exact așa, cu un show bun venit aniversar, marca Jurnal TV. E ocazie dublă pentru noi de a sărbători împreună. Așa, împreună toată seara de astăzi. Astăzi împlinim 12 ani de când ne numim o echipă, de când suntem în casele dumneavoastră în fiecare zi neîncetat. Vă distrăm, vă informăm și cel mai important, vă suntem alături! 12 ani sunt destui să putem numi relația noastră una puternică, iar pentru asta merită sărbătorite din plin. Deci vă invităm în continuare să ne descoperim reciproc, să aflăm dedesubturile echipei Jurnal TV, a prezentatorilor voștri preferați, a emisiunilor cu audiențe de top în întreaga țară. Așa, vrem să vedem ce le place, ce îi face să râdă și ce îi inspiră pe colegii noștri. Urmează un show interactiv 100% pentru toată lumea. Înainte să începem, trebuie să le mulțumim celor de la Lemonic, în aplauzele voastre, cu un vibe actual și cosmic, această trupă a devenit cunoscută în țara noastră după o performanță superbă de altfel la Eurovision Moldova 2019. Ne place de ei pentru că păstrează stilul care i-a consacrat și suntem onorați să-i avem în această seară alături de noi încă o dată, Lemonic!
Iar acum, în aplauzele voastre, trupa de dans Sisembro, cel mai mare centru de dans din Republica Moldova, multipli campioni și premianți de altfel, cu o experiență de peste 17 ani, ei ne aduc dansuri moderne din cele mai populare stiluri. Astăzi avem toate motivele să sărbătorim din plin alături de partenerii noștri, vinăria Cricova, cunoscută în întreaga lume, datorită vinurilor sale extraordinare, dar și pentru cel mai mare complex turistic subteran ce tăinuiește labirinturi care ar putea să uimească pe oricine. După cum v-am spus, vom afla cât de bine ne cunoaștem între noi, dar și cât de familiar ne este locul în care muncim. În următoarele ore îi vom scoate pe prezentatorii Jurnal TV din zona de confort și vom pune la cele mai neobișnuite provocări. Hai să începem, toată lumea! Aplauze publicului! Sisembro! Grațiile! Să înceapă! Știi melodia asta? Restul-i fum și nu contează, dragostea învisează, ta-ta-ta-ta. Vaya con Dios! Ei, vaya con Dios! Ce vaya con Dios? Nu e nimeni... Da, vaya con Dios n-ar fi cântat românește, ai dreptate. Exact! E duetul Anatol Durbală și Geta Burlacu. Mă, prietene, dar ce tangențe au ei cu Gabi Nebunu și Stella Botez? Nici tangență. E foarte simplu. Răspunsul e unul singur pe care îl cunoaște o țară întreagă. Cârciuma de la drum! De la drum a avut un succes răsunător. Iar în 2021 a fost cel mai urmărit show la nivel național. Stă aproape aici, mai aproape. Hai. Mine, că am de vorbit cu domnul regizor mai multe. Da. Între timp, a fost greu să lucrez cu ei? Da, a fost foarte greu. Care a fost partea cea mai grea? Că artiștii sunt, spre deosebire de artiștii de scenă, sunt spre deosebire de actorii de scenă, sunt mai puțin responsabili. Concret, ăștia trei, cei mai greu au fost să-i ții în frâu, că e tot... Nu-i vrea! Stai să ghicesc pe cine? Stai să ghicesc pe cine? A fost greu să-l ții în frâu pe nemaipomenitul, fantasticul Gabriel Nebunu. Da, da, dar și pe Geta nu a fost ușor. Dar știi, poate a fost greu să-l ții în frâu pe Gabriel, dar eu vreau să remarc un lucru. Gabriel cred că a fost cel din puținii care au venit din start cu tot textul învățat și cu repetat în fața oglinzii. Deci trebuie numai stop, să-l oprești. Prieteni, aplauze pentru primul interpret din Republica Moldova care învață textul la piesele proprii. La școală cred că a fost un evident pe bune. Fantastic. Mulțumesc, Geta, mulțumesc. Pe de altă parte, Anatol, da. În procesul de lucru, care este unul migălos din câte știm și este unul foarte și foarte greu, care a fost procedura cea mai grea în lucru cu ei? Spre exemplu, să-i rogi să răbde până aranjăm camerele, știi? Sau, sau într-adevăr să-și cunoască textele? Nu știu dacă anume cu ei trei, că noi am fost mulți. Vorbim acolo. De toate. De astea, da. În general a fost nu că greu, dar nu știu cum să spun, dificil de plămădit, de adunat acest subiect și mie îmi place așa și să scriu pe oameni concreți. Și eu i-am întrebat, Geta știi, am sunat-o, zic, dragă, eu mă gândesc să-ți dau acolo, o să ai ce face, nu vii așa pe două ore, cânti un cântec și te duci. Vrei? Vreau. L-am sunat pe Gabi, am sunat-o pe Stella, eu pe Stella de mult o vreau, inclusiv în film. A fost o glumă. Asta e bună, da. Așa ei au acceptat și eu atunci am scris exact pentru ei, de aia cum a fost mai ușor din punctul ăsta de vedere. Dificil a fost, da, iată, Gabi a adus nota asta pozitivă, el chiar și la 5 dimineața. Gabi, cu ce te duci? El zice că eu cu Dumnezeu mă duc, el așa răspundea, adică el tot timpul era pozitiv. Imediat, o să revenim și la Gabi imediat, dar dacă tot ai pomenit de dragostea față de Stella, eu știu că vrăjile pe care le-a făcut Geta în acest film și-au găsit, de fapt, roadele în viața reală a Stelei Ulterior, că am înțeles că și-a găsit și de câte ori m-am pomenit în fața casei, la magazin și de câte ori oamenii din rând m-au întrebat dar niște rețete așa din carte, știi, nu mai aveți. Deci, dar tu în viața reală crezi în astfel de vrăj? Eu nu știu da sau nu, eu nu știu, nu pot să-ți spun un răspuns. Dar în ce cred eu? Eu cred că există o energie pozitivă și negativă și dacă noi cumva ne acordăm
spre bine, întotdeauna o să fie bine. Anatol, în primul rând pe tine vreau să te întreb, da, după care am să rog și actorii să ne răspundă. Cu ce alte vedete din estrada, și nu numai estrada moldovenească și poate străină, ar trebui să ne întâlnim într-un al treilea sezon? Nu știu, suntem în căutare, cel puțin eu mă gândesc la multă lume, dar trebuie să întrebăm, să vedem dacă vor să participe și să nu avem surprize pe ultima sută de metri, că în cazul Cârciumii 2 am avut interpreți care a trebuit să-i schimbăm în ultimul moment și na, asta poate să... e greu de creionat. Dar dacă îți dorești sincer cu cineva să lucrezi o ocazie acum, să spui și la cadru, domnule Ion Surucianu, vreau să vă văd în postorul de socru sau pe cine îl vezi? Nu știu pe cine îl văd, iată, de exemplu, Glavan. Știți? Andrei. Da, Andrei. Da. Cum să... are tipar de... mă uit la el și are așa un tipaj, mă gândeam că zic, băi... s-ar găsi omul ăsta un rol pe potriv în următoarea cârciumă, dar mă rog, e de vreme de spus. Cu certitudine vom avea oameni noi și cu certitudine vor fi deja personaje îndrăgite. Nu neapărat toate, adică cu siguranță nu toate, dar o bună parte. Mi tare mi-ar fi interesant. Ce aș mai putea eu să fac în cârciumă numărul 3? Ana, eu știu ce se va întâmpla cu ei doi, cu siguranță. Cu curcanul în brațe l-am purtat, de vrăjit am vrăjit... Calul l-ați hipnotizat? Calul l-am hipnotizat, exact. Nu știu ce aș mai putea să fac în Cârciumă. Gabriel, la tine a fost o premieră, din câte înțeleg. Chiar așa? Ce te-a frapat cel mai tare? Of, la voi așa e distanța socială aici, că parcă vreau să vin mai aproape. Că... N-a luat încă nimeni. Dă-te mai aproape. Da. Eu, nu știu, pentru mine a fost ceva inedit. Și în primul rând era perioada când cam am stat acasă vreo câteva luni bune și eram însetat de oameni, de colegi, de activitate. Nu mă mai interesa că mă duc acasă la ora 5 dimineața, că ajungem la 5 și oricum adormeam peste vreo 4-5 ore și dormeam o oră pentru că n-aveam răbdare să mă trezesc să mă duc din nou la film. Și după aia am tânjit vreo lună și ceva. Mă trezeam din draga dimineață și adormeam iar a doua dimineață, parcă, și dacă mă trezea cineva la 3 dimineață, îi spuneam textul. Deodată îi spuneam, aici trebuie să spun asta, să fac asta, să cânt asta. Și pe mine m-a ajutat, a fost ca o mănușă în perioada aia grea de COVID, acest film, că am fost împreună cu cei dragi sufletului. Eu cred că și rolul a fost exact ca o mănușă. Un lucru, ceea ce se vede pe ecran, ceea ce deja vede spectatorul, dar echipa de filmare și profesioniștii care stau în spatele camerelor și regizorii și cei care stau la montare și cei care și echipa de producție, cei care fac fum, cei care aduc culoare, cei care se ocupă de recuzită, și de machiaj, absolut. Exact, absolut de toate lucrurile, toată echipa asta merită aplauze furtunoase. Da. Așa cum îi aplaudăm și astăzi pe colegii noștri. Pentru că, de fapt, filmul este ca o mașinărie adevărată și fiecare om, începând de la omul care se suie la volan, la sunet, la cameră, la montare, totul este o ambianță și totul este o energie bună. Ți-a dus Stella roade în viață acest film, de câte știm, ți-a găsit ursitul, dă-ne detalii. Da, probabil a aliat cumva astrele pentru ca să-mi întâlnesc ursitul la sfârșit de an și m-am căsătorit. Bravo, ți-a cântat Gabriel la nuntă sau nu? Gabriel n-a fost invitat. O chestie pentru cei de acasă, o chestie care de fapt ține de provocare pentru invitații noștri. Să înțelegeți că oamenii care au arta în suflet, cei care de fapt sunt oameni de artă, artiști în cel mai direct sens al cuvântului, se pot descurca cu orice rol instantaneu. Ei habar n-au de ce am eu măștile astea în mână. Un Gujiu. Dar la mine nu se prece. Ok, nu se hai mă, nu, hai. Nu, vreau asta, că se potrivește. Nu, asta e a mea, eu mă uit așa. Ține. Hai asta, hai. Culoarea nu se potrivește. Stella, tu ești om ok. Nu, adică... Eu cred că carnea de porc place tuturor, așa-i? Da. Vreau să spun că Stella are nevoie să zic să de ce. Nu, Anatol întreb, dar eu... Normal. Anatol. Dar n-ai găsit un porc și pentru mine. Provocarea e în felul următor. Anatol este scenaristul ad hoc pe nepusă masă. Acum. Așa. Deci el o să... Le punem pe față. Da, te rog. Noi încă am scăpat ușor, domnul. O să inventeze o poveste cât se poate de scurtă pentru pe care voi trebuie să o jucați. Machiaz, acum. Așa. Deci avem trei personaje, Anatol. Ai văzut, da? Compunem un scenariu. Compunem un scenariu cât se poate de scurt cu aceste trei personaje. Avem Maimuțica, avem Lupul și un Guji acolo. Foarte drăguț, apropo. Prima dată văd așa Guji drăguț.
Dar mă rog. Îmbrăcați măștile, vă rugăm mult. Da. Ideea este să conturezi ceva pentru că trebuie să stai bine la capitolul ăsta. Da, stai să mă gândesc. Deci un porc, un lup și o maimuță. Da. Situația din țara noastră. Eu, ca un psiholog, pot să vă spun că, de fapt, în fiecare din noi trăiește câte un porc, câte un lup și câte o maimuță. De acord. Dar hai să-i aplaudăm și publicul. Aplaudăm. Important este să auziți, da? Pentru că povestitorul și scenaristul ad hoc, Anatol Durbală, o să zică ce trebuie să faceți sau cum stă această poveste. Odată ca niciodată. Da. Dacă n-ar fi, nu s-ar povesti. Hai să facem o scenă clasică. Hai. Clasic? Любовный треугольник, să zicem. Oh my God! O să zică maimuța care trăiește cu un porc și lupul care zice, care a fost prins. Dar hai să alegem cine. La cine? A, stop. Lupul a venit la porc. Aha. Așa? Dar el a venit cu alt scop, să-l mănânce. Ori maimuța a înțeles că, de fapt, el se dă la porc. Și acum maimuța trebuie să clarifice de ce lupul se dă la porc. Se dă la porc. Păi stai un pic. Nu spuneai tu că ești vegetarian? Op. Da. Și ce ne faci? Ne cu măștile. Voi ați început deja să... Doamne, am început sunieta? Stai, porcul nu știe că voi ați început. Hai, deci maimuța intră. Maimuța intră. Da, maimuța intră. Hai. Și găsește pe ăștia pe pat. Dar da, orice cu intrare, gen, Arată, ce fac ei pe pat? Doar stau de vorbă. Trebuie să fii cuprinși. Doar stau îmbrățișați. Gabi, masaj, nu? Scenă clasică. Tu, mă, mama lui, de porc! Nu tu, stai, că tu, măi, tu ești porc! Ce faci tu aici? Dar lasă-l mai muțică, că-mi plăcea. Îi fac masaj. Da. Vrei să-i faci matale masaj? Tu? Nu, dacă nu trebuie să stai acasă cu copchii. Ai 4 copchii, ce faci tu aici? Păi, dar ne-am mâncat și trebuie să-i hrănesc și pe dânșii. A, o luăm acasă? O luăm amândoi. Și o prăjim? Nu. Dar o prăjești tu. Și matale mănânci. Nu, stop. Eu sunt vegetarian. Stați așa. Vegetarian? Da. Atunci de ce vrei să mă mănânci? Pentru că îmi place de tine. Că de ce? Că ești un porcușor drăguț. Da, poate culoarea mea nu-ți convine. Păi de asta și m-a atras culoarea la tine. La... Nu corpul. Dar ce vorbești în rime? Că mi-e dragă de tine. Nu, tu la e, Doamne, nu-mi vine. Ia stați, dar eu ce fac vorbesc în rimă. Ia stați un pic. Așa. Eu te-am lăsat tu să pleci la vânătoare. Tu m-ai lăsat ca să plec la vânătoare și am găsit... O căprioară? Un porcușor. Da. Cât durează firul? Da, mersi mult! Gata, hai, faza frumoasă a fost că au început să vorbească în rimă, ai observat? Da. Orice frază se termina în rimă. Ne întâlnim în sezonul 3? Ești un lup extraordinar. Mască. De fapt, această provocare a fost inițiată pentru a demonstra încă o dată cât de mult contează rolul unui scenarist, cel care de fapt scrie, cel care face, practic, jumătate de drum pentru un rezultat extraordinar. Dar ați văzut că și actorii, cei care, de fapt, dau dovadă și debordează de talent, un set de aplauze pentru actorii noștri din această seară. Domnul Durbală, da. Recunoașteți, va fi sezonul 3? Eu cred că da, va fi. Eu cred că va fi. În sfârșit am auzit ce am vrut! Alegria! Cârciuma de la drum, prieten, partea a treia, asta ne așteaptă la finalul acestui an. Sperăm că totuși toate se vor aranja atât de frumos ca și cei 12 ani care au trecut până acum și vom reuși să ne așezăm cu toții în fața ecranelor de televizor pentru a urmări și cea de-a treia parte, trilogia, dacă vreți, una după alta. Vă mulțumim mult din suflet la toți și la fiecare. La Jurnal TV. Mulțumim frumos, un set de aplauze pentru actorii noștri de astăzi. Mulțumim. Anatol Durbală, mersi frumos pentru toți cei care de fapt așteaptă următoarea etapă sau mai bine zis cel de-al treilea sezon al Cârciumei de la drum, pentru că oamenii au și scris pe pagina noastră de Facebook, da, o să fie sau nu o să fie. Astăzi ați aflat răspunsul pentru că suntem la un pas deja de... Dar mai multe detalii de la Anatol. Ori de câte ori aveți ocazia să-l întâlniți în stradă, asta și întrebați-l. Am mai rămas puțin la Revelion. 320 de zile. Bravo! Pentru voi au fost actorii și regizorul Cârciumei de la drum, Anatol Durbală, Geta Burlacu, Gabriel Nebunu și Stella Botez. În aplauzele voastre, prieteni. Mulțumim mult!
Pe următorii mei colegi îi unesc multe. Sunt mereu în vizorul telespectatorilor. Sunt echidistanți și punctuali. Știu tot ce mișcă în țară. Cine face, cine minte, cine spune adevărul, cine îl pune în practică. Și, în principal, sunt atenți la tot ce se întâmplă în țară și la tot ce vă interesează pe voi, oamenii de acasă. Îi invităm să-i cunoașteți mai îndeaproape pe cei din echipa știrilor Jurnal TV. Ce alte asemănări au colegii noștri vom vedea, însă în provocarea pe care le-am pregătit-o. În aplauzele dumneavoastră, Sofia Obadă, Vasile Lucian, Eugenia Apostu, Daniela Ciocanu și Călin Jucovski. Bine ați venit! Eu știu la ce oră se trezește Vasile în fiecare dimineață, dar toată viața am vrut să știu la ce oră se trezește Sofia. De când am devenit mamă, la ora 7 dimineața în fiecare dimineață. E 7? Atât de devreme? Cu toate o duc la grădiniță, o duc la grădiniță și după care alt regim și seara la 7 la știri. Sofia, eu te cunosc și în altă atmosferă, nu numai la televiziune. Nu se apropie lumea de tine să te întrebi, dar dumneavoastră sunteți tot timpul atât de serioasă? Iată, pe stradă sau în magazin. Asta e prima părere a oamenilor, de fapt, că sunt serioasă sau că au așa o anumită reticență, dar dacă intră în vorbă, își dau seama că... Când erai în copilărie sau la școală, erai una nezbătioasă sau una calmă, liniștită? Activă. Foarte activă. Foarte activă. Mm-hmm. Mă bucur foarte mult. Vasile, pe de altă parte, tu cum erai la școală? Nu prea țin minte. În detaliu, îți dai seama, am și o vârstă deja, atâția ani au trecut. Dar, bine, până la urmă, fără excese, în sensul că nu eram dintre elevii ăia care erau cei mai băgăreți în toate, mă străduiam să văd de treabă, știi? Și până la urmă am făcut... Care din pasiunile copilăriei ți-a rămas și până în prezent? Pasiunile copilăriei? Bună întrebare. Să vorbești la telefon cu oameni care nu răspund la niciun jurnalist. Doar ții ți-au răspuns. Asta e tradiție din copilărie, să suni cuiva și să... Cu telefonul ăsta chiar e valabilă treaba. Eram printre primii din bloc care am avut telefon în casă atunci când eram copil și obișnuiam să vorbesc cu ori întregi, cu, mă rog, grude, verii mei, verișoare și așa mai departe. Era, știi, așa o senzație din noutate. Wow, este telefon. Și, cum spune Gabi, a rămas faza asta până și acum. Dă multe telefoane, e specific cu meserie și, mă Vasile, rog, cu nu cine de fiecare dată ne răspund. Personajele politice a acestei țări, n-ai fi vrut să stai la aceeași masă. Da, există așa personaje, de fapt, în general, este așa o lege, că noi nu prea trebuie să avem treabă cu politicienii. Nu e deloc ok să stăm la masă până la urmă. Dar se întâmplă uneori la sărbători de familie undeva să te întâlnești cu ei și să fii așezat cumva la aceeași masă. Și tu zici, domnule, nu, eu... Au fost situații de genul în care erau anumite... Fii când nu ți-a răspuns la telefon, știi? Cândva. Nu, erau timpurile cu vreo câțiva ani urmă, să nu spunem amuia concret, de guvernări, când se făceau evenimente și întruniri cu jurnaliștii, așa numitele șezători cu multe întrebări, la care până la urmă ajungeau un paharel de vin, tușonc și așa mai departe. Păi, în momentul ăla am refuzat, da. Aha, clar. Daniela, viața ta e una pur și simplu fantastică și asta, de asta se pot convinge oricine îți urmărește sau asta pagina de pare. Facebook sau Instagram. Nu credeți ce se află pe rețelele de socializare. No, și știu că iubești foarte mult să călătorești. Unde încă n-ai fost? Mai sunt câteva. Aștept când e răbdare să vizitez partea aia unde Japonia, China, tot încolo țintesc anul ăsta. E un must do să fie copilul lângă voi tot timpul? Asta nu. Noi le numim escapade, cele 3 zile, 4 când mergem fără Miranda, dar ne permitem să călătorim și fără, fiindcă Miranda este foarte sociabilă și rămâne cu bunelele fără nicio problemă. 3 lucruri care ar fi esențial să știe copilul tău în această viață. Ce trebuie să facă? 3. Să știe ce își dorește de la viață. Și ea deja știe la cei 2 ani și ceva. Să-i placă să lucreze. Deci să-i placă lucrul pe care îl face. Și atunci dacă îi place unde lucrează, cum o fac eu de 12 ani la Jurnal TV, nu o să simtă că muncește. Și a treilea ar fi să-i iubească sincer. Ia, pe sine și pe cel de alături.
Bravo! Ori trecem la colega ta, Eugenia, și pe ea am să rog să zică 6, chiar are 2 fete și la fiecare ar trebui împărțit. Sper că e glumă, dar eu 6, desigur că le implementez. 6, să muncească foarte mult, să fie profesioniste în tot ceea ce fac, să fie lideri, să iubească oamenii, să crească oameni și să aibă multă bunătate. Bravo! Căline, tu ai furat vreodată. Am furat. Hai să băi, recunoscut! Aplauze! Băi, Călin! Nu ți-e jenă să recunoști acum ce? Sursă. Da, spun. Noi sunt sigur că și ceilalți au furat câte ceva în viața lor, că cu toții, mici fiind, ne-am tot permis anumite lucruri. Și o să recunoaștem rând pe rând ce-am. Eram în clasa 5-a, veneam de la școală cu cel mai bun prieten al meu, am intrat într-un magazin. Acolo, într-o cutie, stătea gingirica fumată. Chiar așa povestește. Am luat una, am pus-o în buznar și am mâncat-o acasă. Asta te așteaptă mascații. Primul meu furt. Și ultimul. Dar ceilalți, ce au reușit? Vă aduceți aminte să fii furat ceva în viața asta? Perioada când noi am crescut, bomboanele erau la mare căutare și le cumpărau părinții doar la sărbători. Desigur că le căutam prin casă și le găseam și de la bunica și de peste tot, împreună cu toți prietenii. Mergeam la mine, la tine, înainte de Paști. Făceam așa un fel de curățenie. Suntem ca la spovetanie acum, știi? S-a întâmplat vreodată cineva din voi să înjure în public? Dar în general, publicul am impresia că toată țara are impresia că acești oameni n-au jurat niciodată și niciodată nu înjură. Nu, pentru că noi știm un caz de la radio pe care l-a avut Vasile, când el credea că e în emisie directă, dar de fapt noi am deconectat lui microfonul. Ți-aduce aminte, Vasile? Perfect. Da, și Vasile a trântit o înjurătură. S-a făcut roșu pentru că credea că asta a ieșit în emisie, asta n-a ieșit în emisie, dar se întâmplă când ești foarte nervos să mai tragi una, nu? Eu mai comit chiar în timpul jurnalilor de știri, atunci când pe post e beta, cum zicem, e știrea, reportajul propriu-zis, și ne mai stresăm, ne mai enervăm pe aici, dar bine, asta nu e în emisie, nu, adică e ceva firesc, nu apare televizor. Sofia, s-a întâmplat vreodată să înjuri în public, sincer? Nu, mă strădui nu chiar în public. Pot să mă enervez în public. Nu, dar s-a întâmplat. Să mă enervez, da, sunt o fire impulsivă. Dar vi s-a întâmplat vreodată, fiind acasă și urmărind jurnalele de știri ale celorlalți colegi ai voștri, spuneți, băi, domnule, asta trebuia citit altfel? Eu mă urmăresc pe mine, că dacă știrile din sport nu sunt în direct, hai să spunem asta, și mă urmăresc pe mine și crede-mă că sunt cel mai mare critic din tot Chișinău sau din toată Republica Moldova. Deci, practic, mai mereu găsesc ceva. Uite aici, nu am spus consoana sau nu am pus accentul. Deci nu e nevoie ca altcineva să zică ceva. Ei, să știți că noi v-am pregătit ceva special azi. Hai să recunoaștem că se întâmplă des ca între colegi să reușim cumva să ne înțelegem cu colegii când e nevoie să ne schimbe. De exemplu, să vină în locul nostru la un buletin sau la altul. Se întâmplă foarte des ca pur colegial, spre exemplu, să zici, astăzi nu pot, am o urgență. Se mai întâmplă, mai ales când, iată, oamenii au câte 2, câte 3 copii acasă. Sau chiar în timpul pandemie s-a întâmplat. Sau așa, exact. Acasă, venea. Hai să încercăm să vă provocăm pe voi, colegi de la știri. Pentru că Grigore, regizorul nostru, are niște mâini de aur și tehnologia modernă acceptă acest lucru. Și să vedem cum ar fi posibil, spre exemplu, ca Sofia să citească știri. Noi ți-am pregătit câteva știri, apropo. Să citească știri, doar că cu bărbița lui Vasile Lucianu, cu vocea lui de altfel. Complicat misiune, hai Sofia. Doamnelor și domnilor, un buletin de știri de la Sofia Opadă, citită cu gurița proprie a lui Vasile Lucianu. Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Sofia Opadă și vă prezint Unguța cu doi bani. Un cocoș țanțoș a fost izgonit dintr-o gospodărie după ce stăpânii au aflat că acesta nu poate face ouă. Cocoșul vagabond ne-a declarat că este gata să lupte și să-și recâștige locul în coteț, pentru că nu și-a dorit niciodată să emigreze. Acesta ne-a spus că a gândit o campanie prin care vrea să adune suficienți bani ca să poată cumpăra ouă stăpânilor pentru toată viața. Campania se numește Cucurigu, boieri mari, dați punguța cu doi bani. Puteți dona bani sau ouă după ce faceți cucurigu de 2 ore. Aplauze! Fenomenal!
Am avut senzația că nu doar Vasile și Sofia aici, parcă a venit și Concita Vârst la un moment dat. Avea o coafură senzațională, exact așa. Exact, asta m-am gândit și eu. Știi ce voiam să spun? Sofia, știi ce voiam să spun? Că nu doar voi vă pregătiți și vă, vorba din popor, vă chitiți atât de mult. Tu n-ai fi, o să vezi după cât de frumos arată bărbița lui Vasile, pentru că a fost la Barber Shop, s-a pregătit-o, înțelegi, special pentru asta. Și continuăm, bineînțeles, o să pregătim o altă știre. De această dată o să aveți ocazia să vedeți cam cum ar fi sunat un buletin de știri de la Vasile Lucianu, care s-a îndeletnicit cu cele mai sexy și roșii buzi ale Eugeniei Apostu. Și pentru că am reușit să vă captăm atenția pentru câteva clipe măcar, nu plecați prea departe, pentru că noi revenim cu acele provocări pe care le-am pregătit astăzi alături de cei care vă prezintă zi de zi întregul post Jurnal TV. De această dată o să aveți ocazia să vedeți cam cum ar fi sunat un buletin de știri de la Vasile Lucianu, care s-a îndeletnicit cu cele mai sexy și roșii buzi ale Eugeniei Apostu. Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit, sunt Vasile Lucianu și vă invit să deslușim misterul teoremei lui Pitagora. Deși este bine cunoscut faptul că teorema lui Pitagora este una dintre cele mai cunoscute teoreme din geometrie, constituind o relație între cele trei laturi ale unui triunghi dreptunghic, puțin cunosc faptul că teorema este un termen important și în alte domenii de viață. Puterea formulei este aplicată în literatură, muzică, teatru și artă. Cu toate acestea, domeniul dragostei nu a recunoscut niciodată teorema lui Pitagora, pentru că într-un triunghi conjugal nu există niciodată o sumă exactă. Extraordinar, aplauze, doamne! Vasile, să nu te miri dacă o să se întâmple ca să mergi în transportul public, să vină oamenii să te pupe așa, vină un coace drăguțele, ce buze ai, ai fost. După faza asta, cu siguranță, o să am admiratori. A fost senzațional. Se va îndeplini visul colegului nostru, Călin Jucovski. Vă spun de ce, pentru că Călin de mult are un astfel de fetiș. Călin de mult vrea să vorbească cu buzele și cu gura Danielei. Deci, doamnelor și domnilor, să vorbească în sens că o să fie lipite, nu că ar fi vrut la propriu să vorbească cu el. Deci, doamnelor și domnilor, un stand-up rostit de colegul nostru Călin Jucovski cu buzele voluptoase a colegii noastre Daniela Ciocan. De la începutul anului, prețurile la carburanți cresc ca pe drojdii, iar fiecare zi pentru șoferi este o adevărată provocare. Dacă acum o lună șoferii trebuiau să achite 20 de lei și 62 de bani pentru un litru de benzină, acum pentru același litru plătesc 22 de bani. Nu știm dacă aceasta este o greșeală de text sau un adevăr, dar n-am să întrerup știrea, pentru că un stand-up reușit nu iese mereu din prima. Aplauze, foarte fain! Foarte fain, super! De parcă te-a tras curentul la un moment dat, Căline. Parcă aveai o problemă de... Da. Vreau să spun că ție chiar îți prinde la față. Ar trebui probabil să faci ceva cu... Să-ți faci formă cu buze. Se numește augmentarea buzelor. Da. Oficial. Oficial. Și hai să încercăm cumva să auzim viceversa acest lucru. Adică Daniela Ciocan cu buzele lui Călin Jucovski, vocea lui impunătoare și buzele lui sexuale. Asta eu am spus, doamne. Deci, doamnelor și domnilor, un story nereușit pe Instagram de această dată, făcut de Daniela cu ajutorul lui Călin Jucovski. Bună seara, sunt Daniela Ciocanu și vă prezint știrile din sport. Lumea fotbalului a luat o razna. După ce fotbalistul francez Paul Pogba a purtat toamna trecută primele ghete vegane din fotbal și Odell Beckham a uimit cu cele mai scumpe ghete din lume, Victoria Beckham a scris istorie cu povestea regelui care și-a găsit pantoful. Designerul englez și-a impus soțul să iasă pe terenul de fotbal într-o pereche de sandale cu toc de 10 cm. Mai mult de atât, David Beckham a fost amenințat cu divorț dacă nu reușește niciun gol încălțat pe toc. Aplauze! Aveam senzația că știri de astea cu nerv, știi? Parcă au fost citite de un om nervos. Hai să dăm un set de aplauze pentru colegii noștri care seară de seară, zi de zi, sunt la pupitrul știrilor. A fost senzațional, sincer. Vă mulțumim din suflet pentru această provocare și pentru că v-ați lăsat provocați. Chiar vă mulțumim, colegi.
mulțumim mult colegilor noștri de la știri, iar noi continuăm. Membrii Lemonic își scriu piesele în limbile engleză, rusă. Iar piesa care o veți asculta în continuare este prima lor melodie compusă în limba română. Versurile originale au fost scrise în engleză de solista Lemonic, iar pentru versiunea în limba română, Mary a fost ajutată de Doina Sclifos, cea care a scris până acum versuri pentru o mulțime de artiști mari din Republica Moldova. Doamnelor și domnilor, Lemonic de mâine și la Jurnal TV! Mulțumim, apropo, partenerului din această seară, din acest show deosebit, Vineria Cricova. Altfel, nu? Fantastic, deci ce... Așa am zis și eu de la început. Fantastic. Tu ce faci luni dimineață? Luni dimineață? Luni dimineață fac exact același lucru pe care îl fac și marți dimineață, și miercuri, și joi, și vineri. Și uneori vineri. Nu, nu, și vinerea chiar. Întârzi la muncă. Da, mă, asta e adevăr. De fapt, asta se întâmplă tocmai de ce? Că noi nu jucăm darts la amiază, cu plus și minus, că dacă am fi jucat cu ei, n-am fi întârziat niciodată, pretind. În cele ce urmează, vă invităm să îi descoperiți pe colegii noștri de la Popcorn Show, Alex Marcuci, Alice Bucur și prezentatorii show-ului de la miezul zilei, Sergiu Bezniski și Liliana Robo. În aplauzele voastre!
ați venit! E prima dată, am impresia, azi în orice caz, când nu puneți voi melodia și vă cântă cineva din altă parte. Chiar e emoționant. Așa e, nu? E altfel, tot altfel. Mă bucur foarte mult împreună să vă văd și în alte ipostaze decât atunci când suntem la microfoane și la radio. Eu cred că propoziția corectă ar fi mă bucur să vă văd și în weekend. Și da, într-un fel. Alex, e prima dată când nu te văd în tricou. Da. Eu mi tot mireu, știi cum, da, adică... Păi nu, este un tricou reloaded. Hai să dezvăluim mitul, Alex este omul căreia nu-i place să poarte cămașă, sacou, tot felul de porcării din astea, cravată sau... Eu am combinat. Da. Utilul cu plăcutul. E prima dată, prieten, când cu mâna pe inimă vreau să o rog pe colega noastră, Alice, sau Alice, cum o cunoaște toată lumea, să spună tot ce o enervează la noi ceilalți trei de la Popcorn Show. Bă, să vezi mult de tăietă. Din contra, o să spun că nu mă enervează nimic și chiar vreau să vă mulțumesc față de toți că aveți răbdare cu mine și un mare mulțumesc. Și mulțumesc că m-ați acceptat alături de voi. Așa e, și mă mândresc cu voi. Așa e. Cealaltă colega noastră s-a măritat, bine, mersi, deja mămică și ne bucură revenirea ei după nașterea copilului. Cum e să revii după o perioadă, hai să spun așa, mai lungă? Emoționant. Pur și simplu emoționant. Și parcă îmi dau seama că nu am mai făcut asta, știi? Asta a fost în prima săptămână, după care cred eu că m-am adunat și s-o ok. Ce nu-ți place la Sergiu? Este încăpățânat. Cred că este încăpățânat. Și asta-ți place sau nu-ți place? Cel mai fain lucru este că este a doua femeie din viața lui care îi spune că este încăpățânat, prima e soția. Stai de vorbă cu asta ea. Asta și-mi place și nu-mi place, da. Dacă vrei. Ce ai învățat, Sergiu, de la colega ta în această perioadă? Că micuță, că de fapt nu de mult. Ce am învățat de la Iana este cum e să te emoționezi... emoția de începuturi, pentru că Iana e de mult în radio, dar e o premieră pentru ea să lucreze cu cineva și aici are emoții și mi-e... Nu cu cineva, Bogdan, Gabi, cu Sergiu Bezdițchi. Cu Nasin încăpățânat, da. Deci cum ar fi... Da, sper că e și spre bine treaba asta. Dar e fain să văd și învăț emoția asta și de aici îți mărturisesc, mă și încarc. Dacă ar fi să schimbați sloganul postului nostru de radio, fiecare câte unul, hai. Măi, treaba asta trebuie de gândit sau tu ne inviți la un brainstorming? Da, eu vă invit să aruncați câte o frază așa care vă este mai aproape. La plesneală, ce e jurnală FM pentru voi? Hai, fetele. Asta e bun slogan, da? Asta e bun slogan, Sergiu, mersi. Păi nu, asta e exact. Hai, fietele, Jurnal FM înainte. Asta e, bă, da, hai să păstrăm asta. Jurnal FM, hai, fietele. Și o să ne asculte numai băieți. Nu o să ne asculte doar fetele. Dar stai bine, da. Băi, da, sunt mai multe femei conform statisticilor. Vreau să spun plusul pe care l-au colegii noi, cei de la radio, pentru că suntem de toate vârstele și de toate gusturile, înțelegeți? Plus și minus printre altele cu ea. Plus minus la amiază. De ce spun asta? Pentru că avem oameni care de la Deep Purple și până la T-Bomb pot să zică orice melodie, pentru că le cunosc pe toate. De asta o să avem așa o provocare. Deci, voi avea nevoie de niște recuzită, o pregătesc, între timp vă spun. Cineva din voi o să ia căștile pe urechi, o să fie o melodie, ok? Și ceilalți trei trebuie să fie foarte atenți la ce va desena omul care aude melodia în urechi, dar desenezi melodia. Nu ai voie să scrii denumirea, nu ai voie să scrii ceva litere în general, ca litere sau cifre, da? Dacă melodia e cu o denumire de cifră. Dar desenezi ceea ce auzi. Deci, atenție, exact așa cum vă spuneam, recuzita am pregătit-o, oamenii sunt pregătiți, Sergiu Bezdițchi are căștile pe cap, la un moment dat o să-i fie inclusă o melodie pe care colegii mei de la radio trebuie să o recunoască doar dacă Sergiu va desena respectiv această melodie. Nu are voie să scrie litere, cifre, deci nimic ceea ce ar cumva ar da din start de înțeles ce melodie este. Să o deseneze propriu-zis sau să deseneze ceea ce aude el în căști. Iar colegii să ghice ce melodie este, ok? Ok, da, suntem gata, dăm start. A, el deja aude. A, ești gata? A! Start! Apăsați butonul dacă vă dați seama despre ce desenează el acolo. Așa, un cerc. Habar n-am, ce e asta? A, ceva
niște săgeți. Direcția pământului. Casa mare, toba mare, casa mare, cei. Deci trebuie să... Trebuie dacă să știți, apăsați cu clopoțelul ca să spuneți, da? Da? Bunica bate toba, stop, da. Stop, 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 stop. Da, bunica stop și stop, bunica bate toba. Bunica bate toba! Aplauze! Stop și stop, bunica bate toba! Bravo, Iana! Casa mare, da. Bravo, Iana! Casa mare, da, bunica da, bate da, toba, da, cine-i clar? Tot e fai. Cine e următorul? Ia altcineva căștile. Iana, Iana pentru că a ghicit. Da, bravo, Iana. Deci dacă înțelegeți despre ce melodie este vorba, apăsați pe... Da? Ești gata? 3, 2, 1, start muzica. Ia ceva aude, pentru că dă din cap. Dar n-ai voie... Dar cum să-i spun să nu cânte dacă ea îngână? A, ce, ia, ciupiarcă, ce-i asta? De jos în sus, Jockey Davis. Doi ochi îndrăgostiți. Dragoste la prima vedere. A noi un copac cu flori. Asta nu-s flori, asta-s inim, Sergiu. Asta inim, inima. Dar noi de fiecare dată trebuie să... Inima mea. Da, trebuie să apăsați dacă înțelegi. Ai apăsat? Nu, eu n-am apăsat. Încă nu. Copac, ochi, ochi, ăsta-i ochi. Ochi, eu mă uit și văd inim. Inim, un copac cu inim. Un copac cu inim, nu e așa melodie. Fost curățit copacul sau nu? Nu e așa melodie, curățit copacul. Este semincer. Imnul celor de la Spații Verzi. Aha, deci un om, ceva, o femeie, o femeie. Doi ochi, doi ochi îndrăgostiți. Doi ochi, dar eu nu știu dacă există. Doi ochi îndrăgostiți? Este așa melodie. Este, da. Bun. Dar nu e lansată încă. Nu e lansată încă, bun. Ok, trecem. Ce e asta, mă? Ce e asta? Rădăcină. Rădăcină, bravo. Crește un copac. Copac. Și eu mă uit. Stop, stop, stop. Deci, melodia asta clar conține... Poți să scoți căștile, da? Melodia asta clar conține dragoste, adică are niște inimi, da. Corect? Are un ochi acolo. Așa. Are un ochi. Copii, fiți atenți. Femeia asta contează foarte mult în această melodie. Cine este femeia care... Are un ochi la spate. Soacra. Corect. Soacra cu trei... Nu. Nu. Nu e așa melodie. Nu e așa melodie. Ochi îndrăgostiți, ochi. Ok. O să trecem la următoarea melodie, nu înainte Iana să spună. Ce melodie era? Dragostea din tei. Dragostea din tei! Acum, pentru cei care ne privesc, o să le dăm un hint. Data viitoare când sunați la radio în direct, nu spuneți melodia asta care... Nu mai spuneți așa, da? Dați-le colegilor noștri din start. Gabi, voi vă rezolvați problemele acum. Exact, exact. Ca toată lumea. Pui căștile, da? Pui căștile că îți dăm următoarea melodie. Să vedem ce fac colegii noștri cu această melodie. Provocarea, numărul, habar n-am. 3, 4, hai, start. Super, deja a recunoscut melodia. Floare. Iar floare. Doamne, ăsta e hit, ăsta e hit. Stop, 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 a înțeles. La lele, la lele? La lele, la lele, nu este la lele. Hai, trecem mai departe, nu. Nu, nu este. Inima, inima, dragoste. Dragoste, dar este un mouse, mouse, nu? Stop, 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 stai așa. Să-mi iei trandafiri? Îmi iei trandafiri. Da, ești aproape. Bine, conține melodia trandafiri, dar nu e despre trei trandafiri care nu mai sunt. Conține cuvântul trandafiri. Trandafiri de la Moldova. Da, poate în altă, da, dar nu vă gândiți doar la estrada autohtonă, poate. Da, da, da. No. Poate, da. Okay. Bele roze. S-ar putea, da, s-ar putea, s-ar putea. Calea corectă este limba în care ai cântat. Bed of roses? Nu, nu, nu. Nu, nu e în engleză? Nu. E în engleză, e în rusă. Da, e în rusă, bravo, tata, e în rusă. Atunci eu nu știu. Rozovei mășonac. Nu, nu. Idică mie. Hai să desenez o cântă, cine o cântă. Da, desenează, desenează. Desenează cine cântă. Da, e la modă pe Instagram să, acum, să faci poze cu... Roza vei e roze! Asta e Pugăciova. Da, asta e moda de-am trecut. Asta dinozaurii, da. Picioarele nu-i în cap, dar vă dați seama că eu... Să ai multe, multe, multe. Cine cântă? De genul... Da, dar nu se poate să vorbește. Milion, milion, da! Pauze, milional, gros! Pugaciova. Băi, vă schimbați cu locul. Voi vă schimbați cu locul. Tândala Pugaciova, milion pacală roz. Bravo. Trecem la următoarea melodie. Piesa cu numărul 4. Start piesa cu numărul 4. Să vedem abilitățile vangogice, da, ale lui Alice. A, suntem acolo, acolo. Nu-mi vine să cred. Râuri. Incredibil. Nu. Păstăi. Seamănă cu casa părintească, nu se vin. Păstăi. Nestucit, nu. Nu. El și ea doi oameni cu semi, stau lungiți. Stau pe șezlong. Nu, dacă ați văzut mișcarea. Ne scăldăm în așternut. Rachetă, rachetă, Delia, rachetă. Stop!
Delia? Delia Racheta? Racheta? Nu. Nu, nu-i Delia Racheta. Dar nu te nerva. Da. Dar eu vreau să fiți pe ultimul drum acolo. Dar e așa. Nu, în cosmos parcă zboară. Seamănă mult cu melodia Eu Numai Numai. Uite că sunt două personaje. Eu Numai eu Numai. Eu și ea. De hai să facem sau atenția nu? Că iarăși sunt oameni care ne zic. Oameni care zboară. Da, oameni care se duc. Poate oamenii se duc. Se duc, scrii împreună sau separat. Se duc. Se duc. Și iar zburăm acolo, da? Da, dar poate oamenii se duc. Se duc? N-ai voie să vorbești, n-ai voie să vorbești. Se duc? Da. Ok, stop, gata, scoate căștile. Scoate căștile. Spune ce melodie era asta. Umurile noastre poate se vor... Păi, ce n-a fost clar? Ce n-a fost clar? Intersecție, drumurile noastre. Da, dar oamenii sunt pe drumuri, nu știu. Okay. Gata. Hai să vedem și abilitățile lui Alex. Te rog, te rog, eu, Alex. Doamne, vino, serioși, nu, vino și încearcă măcar, norocul, încearcă. O melodie de la tine pe care să o desenezi tu și gata. Ești gata? 3, 2, 1, băgați melodia în căști. Hai. Piesa cu numărul 5. Stai că ceva a început. Dacă s-a încrețit Alex, înseamnă că într-adevăr e o mania. Doamne, ce n-aș da să fie o mania? Trei scânduri. Trei copaci. Și o singură iubire. Fain. Mă, cu ce seamănă? O pădure. Bravo, tată! Pădure. Bravo. Pădure și mai cum? O pădure... Cum le mai spune pădure. Pădurilor? Pădure verde. Când îi mult. Când ce? Codru, codru. Bravo! Verde, codru. Așa? Codru meu bătrân... Trebuie să apăs? Apasă. Codru stop. Meu bătrân, codru mei bătrân... Aplauze! Foarte bine. Foarte bine. Foarte bine. Și pentru că Sergio a ghicit două melodii, hai vino cu aceste mai... Da. Trecem la următoarea. Start! Chiar vreau să văd cum o desenez pe asta. Aici Bogdan ar trebui să fie atent. Uite pe ecran. Masă. Uh-huh. Așa. Pâine. Dar chestia asta n-au lumânări. Lumânări, lumânări, nu? Da. Lumânări. Masă da. De pomenire. Flori sau vază cu flori. Cu... Masă de... Apasă. Muzica. Stop! Vinișa din... 99! Ce fie așa ceva? 99 de cum mă trebuie. Ia-o, ia-o. Eu nu știu cum ai reușit să le dau asta. Asta, asta nu știu. Eu n-aveam dreptul scriu 99. Dar tu să desenezi un cum mă trebuie, eu nu știu. Uite, asta o păstrăm pentru colegul nostru Bogdan, pentru că este scris de el această... versurile acestei melodii. Un set de aplauze pentru Bogdan. Da. Și un set de aplauze pentru cei de la Radio Jurnal FM, pentru că ați văzut cât de bun sunt la ghicit melodii, chiar dacă sunt desenate! Iar noi o să mergem în continuare cu următorii invitați din această seară la cei 12 ani de Jurnal TV. Pe următorii noștri invitați îi unesc istoriile, unele mai triste, altele mai fericite, însă toate pline de informații utile, motivație și mai ales inspirație. Să-i salutăm pe Maria Marian, prezentatoarea emisiunii Fii Sănătos, alături de realizatorul emisiunii Femeile Vorbesc, Adrian Prodan, și Leanca Griscan din cealaltă Basarabia. Vin Star să luați câte ocupă, cu vin spumant, partenerul nostru știe ce recomandă, ori și pe voi vă invităm să gustați hai, hai acest merveiu. Hai să facem așa, de sănătate, da? Pentru toate femeile din cealaltă Basarabie. Nu numai, da, sus paharele, hey, bine ați venit. Mă bucur foarte mult să vă văd aici și în altă ipostază decât atunci când puneți voi doar întrebări ca să aflați secretele celor cu care faceți emisiunile. Sincer, vorbim. Mult am gândit până la ce întrebare să vă pun la toți sau la fiecare în parte, că vă cunosc din multe alte direcții asta. Decât vă știe spectatorul nostru. Adrian, în primul rând, cât de greu ți este în această ipostază? Știi că a fost o provocare foarte mare, chiar m-am gândit cum va fi asta, pentru că să faci atâția ani știri după care să treci la un alt fel de interviu. La început mi-a fost greu. De ce? Pentru că nu toate femeile voiau să se deschidă sufletește, să povestească durerea pe care o au ele și pe care au trecut-o. Acum deja sunt două luni de când am lansat proiectul, e bine. Felicitările noastre, Adrian. Mulțumesc. Maria,
Răspunde-te, rog frumos, la întrebare. Cât de greu ți este să lucrezi cu Bogdan Dascu? Atât timp cât el nu e aici, poți să spui ce vrei. Petrici în grădina ta, da? Nu pot să zic că este greu. Atunci când există oameni deștepți, carismatici, oameni cu simț al umorului, de o parte, dar de cealaltă parte, atunci când există oameni cu prezență fizică și valoroși, din toate punctele de vedere, este foarte bine și plăcut. Dar cât de tare te influențează subiectele emisiunii? Că pe mine mă influențează, da. Sincer. În acest sezon am zis că este cazul să vorbim despre aspecte ce țin inclusiv de problemele sociale din societatea noastră, combinate cu cele din domeniul medical și tot ce ține de sănătate, și fiecare subiect și fiecare om trece prin noi. Am avut ediții în care pur și simplu rămâi fără de cuvinte, la modul practic. De ce? Pentru că sunt istorii de viață care, în care n-ai vrea să te regăsești sub nicio formă. Bun, dar în balanță, ce te face să zâmbești? Atât ce-ți provoacă zâmbetul în viață? Ce ține de emisiune sau în general? Orice. Deci, nu, că trebuie să faci un echilibru undeva, da? Dacă... Acasă, eu sunt cea mai cea. Sunt extrem de fericită acasă. Eu acolo e raiul unde ți-l regăsești. Da. Și am un bebeluș minunat de un an și 5 luni astăzi. Și îți dai seama, eu încalăptez și atunci când mă vede după o zi întreagă în care nu mă vede, primul lucru aleargă că vrea să fie hrănit. 1.420.000 de întrebări de tip scrisori venite în adresa redacției Jurnal TV. Aha, eu le-am văzut. Sunt la adresate Mariei Marian. Noi ieri am încărcat două camioane. Sunt adresate Mariei Marian. Tu chiar ești medic? Tu chiar ai făcut facultate? Eu mult am învățat. Tu, mult învăț. Tu chiar ai avut dorința asta să devii medic? Pentru că ai deja 5-6 ani. 6 ani de medicină. 6 ani. Și anul ăsta sunt medic rezident. Urmează încă 4 ani de rezidențiat. Și după 10 ani pot spune că sunt medic în toată, sau în toată forța cuvântului. Maria, adică eu știu că tu scriai foarte frumos și caligrafic. Câți ani ți-o luat să-ți schimbi scrisul ca să scrii ca un medic așa? Nu, că iau protocolul. Eu știu că medicii iau un protocol. Ei trebuie să învețe ambele scrisuri. Deci ăsta caligrafic frumos, da. Și pentru recete medicale, scrisul ăsta care înțeleg doar ei, care așa e ca... Și cei din farmacie astăzi... învață să citească scrisul ăsta. Da, eu ceva de genul. Dar astăzi încă nu scriu rețete medicale. Încă nu. Dar urmează oricum. Dar urmează. Da. În schimb, noi putem să spunem că suntem cel mai fericit post de televiziune de pe planetă și nu doar din țară. Păi aveți medicul vostru în medicul nostru la noi când ceva se întâmplă pe aici, Doamne ferește, desigur. Prin redacție noi zicem, chemați-o pe Maria Marian, Maria Marian, chemați-o, să-l resusciteze. Gabi, eu ți-aș spune, destinul e altceva. În televiziunea noastră cea mai fericită e Leanca Grițcan, care lucrând călătorește prin lume, vie de țări diferite, oameni și drept cu uneori și istorie care lasă urme și pe inima. Ei. Una prieten dintre marele destăinuire a colegii noastre, Leanca, este că în ultima perioadă urcă pe cui, chiar pe țânte, prieteni, pentru cei ce nu înțeleg cuvântul cui, pentru a se relaxa? Pentru a se descoperi, să zicem așa. Eu ți-am spus, stai cu țâtul când... Da, 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 asta am observat și eu. Deci pentru a te redescoperi. Pentru a mă descoperi. Da, pentru a te descoperi, exact, în general. Exact, da. Pentru okay, ca să aflu înseamnă... cine sunt. Am văzut promo-ul ei și mi-am dat seama că atunci când ea pune pe hartă, știi, acușoarele alea mici, astea erau punctul unde vrea să ajungă, clar. Da. Dar ca să știți că colegii noștri sunt meseriași și sunt buni ai profesiei, o să venim și cu o provocare de această dată. Deci, medicul rezident, Maria Marian, va trebui să ghicească ce-l doare pe pacientul Adrian Prodan, iar el va trebui să explice ceea ce îi va șopti la ureche Maria. Maria va fi ajutată de colega Leanca Grițcan, care astăzi va fi asistentă medicală, în rol de asistentă medicală. Ea va nota în fișa medicală diagnoza pe care o va da Maria Marian. Eu sper că va fi un pamflet. Da, bineînțeles. Un detaliu important este că Leanca va avea căști pe urechi, în care va asculta piesele ei preferate, iar Adrian, să zicem așa, va avea un mic impediment de vorbire. Hai să vedem cum se descurcă colegii noștri cu această provocare. Și vreau să fiu așa de slab. Prieteni, deci eu împreună cu fratele meu de cruce, salut, prietene,
Vreau să explic încă o dată ce va fi nevoie să facem în acest moment pentru provocare și pentru colegii mei. Deci asta e o capă, știi ce trebuie să faci cu ea, uite, e sigilată, e nou-nouță, știi cum să o pui. Ideea este că doamna medic rezident Maria Marian va trebui să-l consulte pe acest pacient și să facă o diagnoză sau să transmită asistentei medicale ce trebuie să scrie în acea diagnoză, înțelegi? Ea deja, apropo, aude muzica ei preferată în căști. Pui asta. Tu ai dermatită. Asta trebuie să spui. Ok? Da, pui capa. Deci, doamna medic, dumneavoastră vă apropiați la un moment dat de pacientul care deja s-a pregătit acolo, el e pregătit pe scaunul de pacient, îl consultați, aveți grijă ce face și de ce are nevoie, ca să înțelegeți cam ce diagnoză să-i puneți și să scrie aici asistenta medicală pe foaie, după care noi o să citim toată treaba asta pe care o să scrie ea. Bine? Mulțumim frumos, așa sunt timpurile, ne dezinfectăm. Doamnelor și domnilor, o consultație ad hoc la, în cabinetul rezidentului de astăzi, Maria Marian. Doamna medic, poftim. Bună ziua! Bună ziua! Ai vedeat? Mă înțelegeți? Mă auziți bine? Eu aud, dar n-asta. Eu aud foarte bine. Dacă măcar să-mi răspundeți cu da sau nu. De ce ați venit la medic? Ce vă supără? E ziua. Ce ați zis? Am dureri foarte mari. Dureri foarte mari, da. Înțeleg. Așa, unde sunt durerile? Arătați cu mâna. Unde vă supără? Săișa. Așa, așa. Aici mai tare. Am înțeles. De cât timp au apărut aceste dureri? De când vă supără? De 3 zile, da? 3 săptămâni. 3 săptămâni. Eu cred că el a greșit medicul. Păi, da, bine, ok. De 3 săptămâni. Da. Cum sunt durerele? Sunt tari? Vă doare tare? Sau le rezistați? Accentuat. Am înțeles. Vă doare chiar e bolnav. Vă doare pe parcursul zilei, nopții, când vă odihniți sau sunteți în activitate? Noaptea. Vă treziți noaptea în dureri? Da. Sau ele persistă toată noaptea? În dureri, mă treziți. Vă treziți în dureri. Am Doamne, înțeles. Doamne, se comportă chiar ca un pacient adevărat în Republica Moldova. Arătați limba, vă rog. Așa. Scrie limba cu depuneri saburare. Ce trebuie să scriu? Limba, liniuță, cu depuneri saburale. Stai. Limba cu depuneri cum? Saburale. Asta știu, Adria. Doamne, Sisi. Cum faceți voi asta? Ce scriu? Stai un pic. Mai repete o dată. Ce trebuie să scriu? Limba. Limba. Liniuță. Limba. Stai, limba. Limba, liniuță, cu, liniuță, cratimă. Liniuță. Cratimă. Cu, c, u, cu, cu. Cu. Așa. Cu. Da. Foarte cu. Bine. De, de. Ce auzi, aia scrii, scrie. De, nu contează, scrie. De puneri. Scrie, scriez. De puneri. Hai să vedem pacientul, că el moare. Scrie pixul, clipul, clipul. Hai să consultăm pacientul. Așa, eu un pic am să vă palpez, nu vă dezbrac, așa o să-mi spuneți unde doare. Bine? Iată, dacă fac așa, vă supără? Nu știu dacă scriu așa. Mai jos. Tu sigur ai venit la medicul? Așa. Întrebați-l, doamna medic, întrebați-l dacă el e sigur în ce e ce-l doare. Adică ce afecțiune are. Eu că am dubii că el nu a auzit ce am șoptit la ureche. Am înțeles. Așa. Dar Leanca scrie abdomen moale. Abdomen moale. Abdomen moale. În general la Adrian tătă-i moale. Ok. La cum îl dă în călduri? Abdomen moale. Așa. Da, gata. Eu am înțeles, doamna medic, nu repetați că... Na. Bun. Spune afecțiunea până la capăt. Am auzit-o odată. Ce ai scris? Aia ai scris. Abdomen moale. Asistentă. Moale. Acolo săracii rezidenți, moale. Oamenii fac 7 ani de facultate numai ca să devină asistenți medicali și aici trebuie să-i repezi de 2 ori. Spuneți încă o dată ce afecțiune aveți, domnul Paci. Ha? Dermatită. Dermatită nu dă dureri. Da, spuneți asistentele medicale să scrie diagnoza, dermatită. Dermatită. Dermatita nu dă dureri. Ei, dar lasă, na, oricum. O consultație în plus, o consultație în minus, la medic nu strică. Absolut. Mai ales la medic? Am înțeles. Să scrie asistenta dermatită. Dermatită. Asta am auzit. Am citit după buze, n-am auzit, am citit după buze. Scrie și hernie inghinală.
dar cum, nu mai dați cum, așa tare la muzică dată, când o să auzi. Spuneți încă o dată, ce se scrie? Cernie inghinală cu semn de întrebare. Gata, nu, bun, scrieți. Nu, nu, așa scrii. Cum ai văzut? Cum ai văzut la buze, cum a pronunțat doamna medică, așa scrii. Așa, e pe cale de... E pe cale de dispariție. E pe cale de dispariție. Dați-i un tratament. Cam ce ar trebui să fac? Ce am spus eu? O rețetă medicală, ce ar trebui hai să administreze? Hai întâi facem lista de investigații. Da, da, super. O ecografie abdominală. Da. Ecografie abdominală. Ecografie. Analiza generală a sângelui. Lingură abdominală. Ok. Abdomenul cu lingura. Da, scrie, scrie. Corect. Uite, atenție. Analiza da. Generală a sângelui. Analiza generală a sângelui. Gata, nu repetăm, da, scrie. Asta o spun toți medicii, cred. Toți medicii spun, într-adevăr. Analiza și biochimica poate pastile, a sângelui. Poate ceva pastile. Poate niște pastile acolo. Mai trebuie ceva? Da, pastile. Spune. Pastile? Da. Poate trebuie să administreze ceva, poate are vreo... Un analgezic. Analgezic, super, analgezic. Un analgezic la dureri. Gata. Analgezic. Analgezic. Ce ai citit după buze, aia scrii. O, super, e engleză, a scris, super. Deci, pacientul Adrian Prodan are limbă cute, cute din engleză, prieteni, depuneri, nu am înțeles, dureri multe și moale, ceva are moale, dermatită. Citește mai departe, Leanca, ce ai mai scris, că nu prea înțeleg. E pe cale de dispariție. Asta da, asta e clar. Durerea. Nu știu ce a fost de acolo, dar asta am înțeles. Da. Lingură abdominală. Este așa termen în medicină, numai da. În medicina noastră. Bine. N-are asta, da? N-are nicio treabă cu lingura. M-am gândit că, nu am înțeles ce a spus Maria, dar m-am gândit că toți medicii recomandă să facă o analiză generală a sângelui. Da, asta e bine, asta da? Da, bine. Și la urmă, analgeză. Nu știu. A, analgeză totuși, nu în engleză. Analgezic. Okay. Tot ce am înțeles, okay. Pacientul Adrian Prodan de astăzi este pe calea de dispariție. Doamnelor durerea, și durerea. Domnilor, se caută un prezentator pentru emisiunea Vorbesc Femeile. Vă adresați în redacția Jurnal TV. Adrian, mulțumește spectatorilor care ne privesc. Așa? Iată acolo. Da, uite acolo. Și pentru toți medicii din întreaga țară, pentru munca pe care o depun, pentru tot ceea ce fac pentru pacienți. Mulțumește-le, te rog, acolo. Un mesaj. Dragi medici, vă mulțumesc mult pentru munca care o faceți. Multă sănătate și... Respect din partea pacienților. Exact. Da. Bravo, fantastic. Extraordinar. Mi-ai adus aminte de primele piese a lui Jockey Davis. Adică frumos, dar nimic clar. Vreau să mulțumesc colegilor mei pentru această provocare și acceptarea ei. În aplauzele celor care sunt prezenți. Mulțumim frumos și trecem pe mai departe. Mulțumim mult, Gabi. Mulțumim mult invitațiilor noștri. Orice sărbătoare îmbracă o haină perfectă în 7 note muzicale. Din nou în scenă Lemonic și o dedicație viitoarei veri sau sezonului estival. Piesa Leto. Как мыслями в облаках
большой космос смотреть, ловить руками ко мне ты. Каждую ночь тебе снится. Următorii noștri colegi stau ferm pe picioare și atunci când tensiunea sau momentele jenante predomină, pun invitații la punct, pun întrebări cheie pentru minți încuiate și știu să scoată apă din piatră seacă. Sunt gardienii adevărului și pilonii dreptății. Dar se vor ține oare la fel de bine pe picioare după provocarea noastră? Aflăm în continuare. Aplaudați-i pe prezentatorii talk show-urilor politice. Dumitru Mișin, directorul de programe și prezentatorul emisiunii Ora Expertizii. Vitalie Călugăreanu, redactor șef și realizatorul emisiunii Cabinetul din Umbră. Și nu în ultimul rând, Alexandru Kozer, prezentatorul emisiunii Secretele Puterii și Post Script. Luați loc. Și chiar vă rugăm să ciocniți din aceste pahare alături de partenerul nostru, vinăria Cricova. Faza cea mai interesantă aici când zic, Vitalie, ia te rog paharul și-l ia și ridic, se întoarce, se uită Cricova și hai, Cricova, e bun. A, e, dacă e la mine acasă, e vorba aia. De la mine înseamnă că merge. Da, ok, accept vorba aia. Pentru că sunteți ferm pe poziții, pentru că sunteți oamenii care stau mereu pe picioare și țin piept la orice provocare. Oamenii în această seară vor să cunoască altfel prezentatorii emisiunilor sau talk show-urilor de la Jurnal TV, vor să-l cunoască altfel pe Vitalie Călugăreanu, pe Dumitru Mișin, pe Alex Kozer. Adică dacă puteți să scoateți un piculeț din dulapul vostru. Da, domnilor, dacă la emisiunile voastre voi sunteți cei care arătați duritate, hai să spunem, prin intermediul de abordare a invitațiilor voștri, cine își permite în viața voastră să ridice vocea la voi? Și voi să nu vă supărați. În primul rând, soția. Normal. De ce în primul rând? Lista e mai mare. Da, lista e mare. În primul rând, soție. Eu îi dau voie soției să strige la mine ori de câte ori are ocazia. Absolut. Problema e că ea nu prea strige deja. Dar ce înseamnă deja? S-a schimbat ceva? Îți spun, îți explic. După câțiva ani buni de căsnicie, așa? Nici nu mai are rost să mai strige, că te înțelege din priviri. Lucrurile merg de la... Într-un fel ți-e frică de ea doar după o privire, nu... Nu, ne înțelegem din priviri și lucrurile merg cum trebuie să meargă fără ca să ne mai certăm. Îți mai vrei să deschizi, apropo, un weekend la fel, te trezești de vreme ca și în timp să promiți? Nu, în weekend mai avem un ritual special, noi ne trezim foarte târziu, pentru că muncim foarte mult pe parcursul săptămânii și recuperăm sâmbătă și duminica. Domnul Călugărean, Tezaurul Folcloric zice că orice gospodar trebuie să-și facă o casă, să deasca un copac. Știm că ți-ai făcut casa cu propriile mâini. Da. Știm că ai sădit mai mulți copaci cu unii exotici. Eu o mai fac încă. Încă o mai faci, nu? Da, eu de 17 ani tot o fac. De ce aș să uită rău soția la tine, crede-mă. Ea tot așteaptă că răstă mine. Dar mai era și în renumita frază, mai crește un fecior. Tu ai două fete, când vine feciorul? Asta e întrebarea. Probabil Dumnezeu, când ne-a dat două fete gemene, s-a gândit că, băi, dă să le dăm deodată doi copii, pentru că ăștia nu o să mai vrea copii după asta. Hai să trecem la dedesubturile și tabieturile, poate, pe care nu le-ați pronunțat niciodată în emisie directă. Asta că ceilalți doi colegi n-au răspuns cine își permite să strige la ei în, da, apropo, în viața Dumitru, personală. Cine își permite să strige la tine, Dumitru?
Bine, e alt caz. Eu sunt însurat de puțin timp. Proaspăt. Așa că la noi încă e roz, e bine, Melodia, e frumos. Melodia, tinerel, m-am însurat, e despre tine. Cine te stresează cel mai mult? Pentru că tu mai ai o postură în Jurnal TV, ești director de programe. Cine te stresează cel mai mult din colegi sau din realizatori de emisiune? Sau? Gândiți-vă, da, gândiți-vă toți trei. Bine. Bun, de punct de vedere al director de programe, nu știu dacă e corect. Alex este mai rar aici, dar bine, având în vedere că e un open space și lucrăm cot la cot și eu mă irit foarte des din cauza că sunt uite, tot felul de chestii mai mici. Eu îți dau care nume trebuie concrete și tu îmi spui. Pentru că noi suntem toată ziua la muncă și știm. Cine te enervează cel mai mult? Eugenia Apostu sau Leanca Grițcan? Leanca Apostu? Adică ambele la pachet, să înțeleg, că am înțeles. Ok, dar de ce? Care e motivul? Că sunt gălăgioase, că tu nu accepti să fie gălăgie când scrii vreun text, sau de ce? Ai dat și răspuns. Asta e răspunsul? În consecutivitatea apariției emisiunilor, domn Cozer, deci Secretele Puterii, cea de-a doua e Postscriptum. Eu presupun că cea de-a treia se va numi Postscriptum 2, sau... Cea de-a treia? Postfactum. Voi nici nu știți ce vă așteaptă. Da. O să vedeți. Cea de-a treia... Nu se supere colegii că am prea multe și... Dar, apropo, eu am vrut să spun... Cine strigă la mine și eu la el, că da, te rog, asta te e rog. Chiar interesant. Eu cel mai des am întâmplări de astea cu producătorul Petru Uncu, că noi suntem ambii niște caractere așa mai iuți și avem uneori niște subiecte de dezbatere și mai strigă și el, uneori eu. Dar să știți că asta e o treabă foarte bună, pentru că din dezbaterile de idei ies emisiunea. Alexandru, vreau să te întreb, pentru că am auzit de nenumărate ori și cel puțin pe mine ca și coleg pentru Alexandru, mă irită când aud că oamenii vor să vorbească la telefon sau se uită la emisiunea lui Alexandru Cozac. Zic, păi, Cozer, e foarte simplu. Da, la Cozac, la emisiune am văzut. Nu, s-a întâmplat cu și un invitat. Și invitații îți spun, în perioada în care Cozac dădea cam des pe la Chișinău, s-a întâmplat și un invitat să greșească, dar rapid. O întrebare pe care am pus-o și colegul nostru Vasile Lucianu, dar vreau să văd reacția voastră, că tot, având în vedere totuși tenta emisiunilor voastre, cu ce politician sau om politic sau om important posibil acestei țări, nu ați fi vrut să stați la aceeași masă. Întrebare pe care am pus-o și colegul nostru Vasile Lucianu, dar vreau să văd reacția voastră, că tot având în vedere totuși tenta emisiunilor voastre, cu ce politician sau om politic sau om important posibil acestei țări, nu ați fi vrut să stați la aceeași masă. Place fața lui Vitale. A făcut o față gen nu vreau să stau cu nimeni. Dintre, cine? Hai, cine hai că încep eu. Dau doi politicieni. Unul cu care am avut emisiuni și mai multe chiar și mi-a fost foarte greu. A fost primul cu care chiar mi-a fost foarte greu să fac o emisiune, pentru că mi-era greu să-l accept, Andrean Candu. Până la urmă am făcut-o și a ieșit destul de bună. Și celălalt cu care nu aș face niciodată emisiune, nu aș accepta să vină niciodată la mine în emisiune, este Alexandru Tănase. Ok, bun. Hai să auzim și... Eu, pe cei care, cu care nu aș vrea să stau la masă la emisiune, nu i-am invitat niciodată la emisiune. Și toată cariera mea jurnalistică, nu am avut nicio discuție cu ei în platouri de televiziune. Asta este Vladimir Voronin și asta este Renato Usat. Mersi, Dumitru. Eu sunt gata să stau la masă cu orice politician care ne trece pragul. Dar la o masă de sindrofie? Dar la o masă de sindrofie sunt mai mulți și ei schimbă odată la 4 ani. Adică nu se ia în considerare dacă au trecut 4 ani, adică, na, s-a întâmplat, s-a întâmplat. Bravo că ne-ați răspuns la aceleași întrebări, de altfel tot împreună, și cred că și provocarea tot acolo vă va duce, pe toți trei împreună. Cam așa, pentru că în sfârșit vom juca tenis de masă. Cu siguranță vă întrebați în ce constă capcana. E foarte simplu formulată această capcană. O să vedeți acest lucru în următoarea provocare. Vă explic imediat. Prieteni, după cum am zis mai devreme, pentru că stau bine pe picioare colegii mei, nu e așa de simplu. O să încălțăm niște pantofi speciali. Pantofi de tenis de masă. Ce mărime porți?
Alex, ce mărime porți? Nu, ăsta probabil, ăsta probabil e pentru... Da, ăsta e pentru domnul Călugăreanu. Domnul Călugăreanu. Ele toate sunt colecție. Imaculat, uite, doamne, ce pantofi incredibil. Stai că le găsesc pe toate, pentru că toate sunt cu mărime. Este aici, la... Ăsta mare, ce mărime aveți, domnul Călugăreanu? Săptămâna viitoare o să primim un mare. Da, poftim, poftim, domnul Călugăreanu, poftim. Eu pot să meleg, Dumitru, ăștia s-ai tăi de zebră, de piele de zebră, nu altceva. Spiele ecologică. Domnul Cozer, vă place 43, cu puf, să fie cu puf? Ăștia domnul Cozer, cu puf. Toc mai mic, noi. Cu toc. Toate sunt cu toc. Mai mic, mai mic. Și ăștia sunt ai mei pentru că eu am 32, ca la... Da, doi de ăștia ai? Am doi, am doi, iată, aha, al doilea, al doilea. Și eu am 32 de pitic. Mă uit că iată, asta mai lat. Așa, stai să dau la o parte. Deci, fiți atenți că nu sunteți singuri în provocarea asta. Sunt cu voi în provocarea asta, ok? Deci toată lumea se încalță în acest moment. Scoatem pantofii de bărbat, încălțăm pantofii de damă și facem un tenis de masă cum n-a mai văzut nimeni niciodată. Păi, da, doamne, eu tare sper că la această emisiune nu se uită tata. Tare sper. Tu știi cum să bagi piciorul da, bineînțeles, pe aici, băgați piciorul pe aici. Păi, dați mici. Domnul Călugăreanu? Bă, e greu să fii femeie. Dar e greu să fii femeie. Mamă, ce... Sunt cum trece energia femeii prin mine. Doamne, uite la mine. Tac, tac, cine asta pusem provocarea asta? Ne-am gândit ce fel de înălțime la propriu, dacă nu pantofi de damă. Ce strâng mitichelul la Chișor, așa-i? Așa e. Dar tu văd că ești obișnuit așa de bine mie. Să înțeleg că... La tine tocuri sunt foarte mici. Eu sunt cu mătru, cu doamna Dora. De ce bărbații în pantofi arată crăcănat? Nu înțeleg. De ce bărbații care încalță pantofi brusc nu pot să stea cu picioarele drepte? Băieți, vă rog frumos. Așa. Deci, jocul pe care urmează să-l avem, îl complicăm dublu, pentru că ori de câte ori vine mingea la dumneavoastră, pronunțați un nume de politician, dar nu de la noi din țară. Un politician străin, din afară, nu contează. Deci nu din țară, ok? Un nume de politician, nu contează de unde. De pe Mapamont, în afară de Republica Moldova. Bine? Ne-am înțeles. Hai! 3, 2, 1, doamnelor și domnilor, prezentatorii talk show-urilor politice marca Jurnal TV pe... Da, tu tot. Da, exact. Nume de politician, deodată. Obama. Nume de politician, domnule Mișu. Secretat, după. Minus după, unu. Ok. O, doamne. O, doamne. Nu, Vitalie, hai să recunoaștem că fac o treabă enormă femeile când încalță tocuri de fiecare dată. Nu înțeleg de ce ele fac asta. E complicat. Hai și tu. Vitalie, propune în loc de un politician, fă un defileu, ca să, dacă epuizezi politicieni. Domnule Cozer, sunteți gata? Vă rog, ripostați. Cine drag? Macron. Silvio Berlusconi. Deci cum s-a întâmplat și cu viața lui Berlusconi, a căzut la pământ. Deocamdată okay. Noi suntem... Da, noi suntem în câștigă. Mai tot la italien, Giorgio Napolitano. Margaret Thatcher. Ok. Așa. Boris Johnson. Trump. Nu m-am gândit că o să dai de în partea celălalt. Hai, politicieni. Da, politicieni. Năstase din România. Zelenski. Joe Biden. Săracul Biden dacă e bătrân. Nu l-am zis, să-l zic acum. Joe Biden. Săracul Volodymyr Zelenski. Oh, doamne, eu deja am transpirat. Angela Merkel. Maricica Levitsky. Ola Scholz. Levitsky, Levitsky, vecinul cu tine, care trăie. Ok, trecem. Hai, Emil Constantinescu. Băsescu. Băsescu, așa. Băsescu, a fost Băsescu. Xi Jinping. Jirinov. Jirinovski nu vrea să iasă. Doamne, domnule Călgăreanu, arătați fantastic în acest, în acești pantofi. La politician sper că vă gândiți. Da, okay. Mă gândesc. Hai. George Simion. S-a oprit la frontieră. George Simion la frontieră. Unirea nu s-a produs. Hai. Că toată lumea vorba aia îl iubește. Să trăiască Klaus Iohannis. Sabianin, ca să fie.
premiera Finlandiei, premierul, doamne, extraordinar. Vă invit aici în fața Nesei, e cum tenis. Ăsta nu se poate numi tenis, asta e tot ce vrei, numai nu tenis. Doamnelor și domnilor, un set de aplauze pentru prezentatorii talk show-urilor politice. Dumitru Mișel, Vitalie Călugăreanu, Alex Cozer. Mersi frumos, cu plecăciune la pământ, mereu pe poziție. Ați observat, nu? Mersi. Gata. Pentru această seară spumantă, mulțumim partenerului acestui show, vinăria Cricova, prima întreprindere care produce vin spumant după metoda celebrului călugăr Dom Perignon. Metode tradiționale. Orașul subteran Cricova reprezintă patrimoniul cultural național al Republicii Moldova, având săli de degustare subterane, muzeu al vinificației, cinematograf subteran și o colecție de vinuri de calitate superioară, cu peste 1 milion de sticle cu vinuri rare, de renume, adunate din toată lumea. Mulțumim mult, Gabi, mulțumim mult partenerului nostru. Sunt mereu activ și în redacția Jurnal TV, dar și în viața de zi cu zi. Următorii invitați ai noștri. Acasă, dar și la sală sunt 100% cu dedicație. Sunt pasionați de mișcare, randament și performanță. Stau de vorbă cu campioni ai țării și vă prezintă rodul lor peste tot în lume. Aduc mândria țării în atenția spectatorilor, celor din tribune, dar și vouă, celor de acasă. Salutații pe colegii noștri, prezentatorii emisiunii Total Sport, Daniela Vizitiu și Sergiu Danilo. Colegii și prezentatorii noștri de astăzi, Daniela Vizitiu și Sergiu Danilo, ați intrat ca niște sportivi adevărați. Bună seara, mă bucur să vă revăd la TV. Exact așa intră și sportivii, să înțeleg eu, pe teren. Medalia, aveți la viața voastră? Am foarte multe. Eu, știi, sunt fostă sportivă. Așa. Am dansat vreo 15 ani, așa că sunt. Știu cum se mănâncă sportul. Și tot le țineți acasă, acolo, în cameră, la da. Părinții au acasă un loc special, sfânt, rezervat. Special, fac curat, șterg praful, am câteva medalii de aur. Există oare foști sportivi sau sportivii rămân pe viață? E un calificativ care îți rămâne? Rămâne pe viață. Cu mâna pe inimă, Sergiu, faci gimnastică dimineață? Rare ori. Măcar a fost sincer, uite ce fain a zis. Asta îmi place la el, știi, gata. Ce exemplu ești tu pentru societate? Când ai copii mici acasă, e mai greu la acest capitol, dar... Sunt foarte mulți colegi care vor să afle. Pentru că noi astăzi am zis că dacă tot facem 12 ani, să mai scoatem din dulapurile personale ale televiziunii. Sunt foarte mulți colegi care zic că tu ești un om sever. De ce se întâmplă asta? Colegi de-ai tăi din redacție care zic, băi, nu spăra pe Sergiu, că el e gata și să strige, e gata și să se supere pe tine, se poate să întâmpla să nu vorbească cu tine? Da, nu este adevărat. Nu? De vorbit vorbesc cu toții, dar sunt un om sever, da, așa este. De ce? Pentru că toate trebuie să fie la locul lui. Și aici mă refer la strict la lucru. Lucrul trebuie să fie făcut la timp. Pentru că să avem un produs bun, un produs gândit și un produs care să placă celor care ne privesc. Hei, deoarece sunteți un tandem, prieteni, am zis că vă provocăm azi și nu doar o dată, dar de două ori și meritați din plin. Așa că e momentul să trecem rapid la provocare. Am râs mult la precedentele. Da. Și sperăm să râdem și aici. Sper că nu sunt greutăți mari de ridicat. Nu avem treabă cu greutăți. Greutăți mentale, probabil, pentru prima provocare. Pentru că o să vrem să fiți atenți la ecran. O să avem o provocare mică pentru voi, dar să fiți foarte atenți la ceea ce se va întâmpla pe ecran și la un moment dat să ne spuneți ceea ce... Unde e ecranul? Ok. Am înțeles. Sergiu, tu ești mai bun în treaba asta. Eu sunt nouă jurnalist. Ok. Da. Deci trecem la provocare nestingherit. Vreau să vă uitați atent pe ecran. O să aveți o poză care are o față suprapusă peste această poză. Deci unul dintre ei... Păi stai așa. Unul dintre ei este colegul nostru de la Jurnal TV și cel de-al doilea sau cea de-a doua față este un sportiv sau o sportivă de performanță. Știu cine e. Cine este pe ecran? Ema.
Cine? Emma. Emma și mai cum? Emma Răducanu. Sportiva de performanță. Sportiva care are origini românești. Ok, aplauze. Dar a doua poză, adică fața suprapusă, cine este? Colegele, Nicoleta Adam. Ochii, da. Cine? Ochii sunt ale Nicoletei. Da. Nicoleta Adam? Da, e ea, e, deci mă știu. Hai să vedem răspunsul. Hai să vedem. Ochii sunt ale Nicoletei. Hai să vedem aplauze! Foarte fain, foarte fain. Emma Răducanu și Nicoleta Adam. Într-adevăr, foarte bine. Trecem la următoarea. Bravo, Daniela. Foarte bine. Așa. Cine este pe ecran? Deci, Colegul nostru este Vasile Lucianu. Da, și mie îmi pare că l-ai văzut ochii lui Vasile. Dar... Băi, tu serios acum? Unde îl vezi tu, Vasile Lucianu, aici? Cred că, știi? Dar sportivul de performanță, nu știu. Păi stai, ăsta e sportiv, e... Corpul cine e sportivul de performanță? Vă dau câteva hinturi. Da, dar ăla e pletos. Dar nu, tu trebuie să ghicești, Bogdan. Hai, spune. Vă dau câteva hinturi. Deci, e foarte înalt. E foarte înalt. Ghiță Mureșan? Cine? Ghiță Mureșan. Nu, nu e român, nu e moldovean. Și face parte din regele sporturilor. Fotbalist? Exact. Portar. Dacă e înalt, e portar. Thibaut Courtois? Cine? Thibaut Courtois? Nu, nu. Hai, încă o variantă. Daniela. Zlatan Ibrahimovic. Aplauze pentru Zlatan Ibrahimovic și Vasile Lucianu. Rușine pentru noi. Bă, dar seamănă, nu? Da. Seamănă. De fapt, există o legendă care spune, da, vă spun mai târziu. Cine? Patinatorul Plușcenco. Soțul. Stai așa, stai o clipă. Patinatorul este... Evgenii Plușcenco. Evgenii Plușcenco. Ok. Ok, și cine este Coli? Vitalie Călugăreanu. Hai să vedem răspunsul corect. Oh my goodness. Da, e colegul nostru de la 02, Cătălin Lungu. Ok, aplauze, colegi, aplauze, prieteni. Da. Foarte bine. Foarte bine. Mai avem o poză. Vreau să ghiciți cine este. Așa. Messi. Cine? Messi. Sportivul Messi. E Messi. Bun, Messi cu cine? Colegul din Jurnal TV. Adrian Probab. Cine? După dantură l-am recunoscut. Hai să vedem. Hai să vedem. Hai să vedem dacă e Adrian. Adrian Probab. Și Lionel Messi. Bravo. Corect. Bun. Și mai avem o poză. Imediat. Radu Albot. Aici e Călugăreanu. Călugăreanu. Da, Călugăreanu și Radu Albot. Băi, e clar, e cumva clar. Da, exact. Perfect. Da. Momentul ăla când Vitalie Călugăreanu arată mai bine. Da. Și ultima. Hai ultima. Hulk de Moldova. Cine? Ion Cuțelaba. Ion Cuțelaba. Ok, cu cine? Și este domnul Cheianu. Cine? Domnul Cheianu. Domnul Cheianu. Hai să vedem adevărul. Hai să vedem răspunsul. 1.000 de procente este el. Hai să vedem răspunsul. Yes. Bravo! Bravo! Aplauze! Uite, la ceea ce privește sportul a circumvoluțiunilor, vă precepeți bine. Hai să vedem la mișcările fizice cum stați voi. O să avem o provocare pentru voi. Deci, ideea e în felul următor. Cu personalitățile v-ați descurcat. Cei care sunt acasă, dacă sportivii care, de performanță, care vă bucură ochiul ori de câte ori vedeți știrile din sport, sunt sportivi care fac sală, care zi de zi se antrenează și fac acest lucru. Hai să vedem cum se descurcă colegii noștri care prezintă aceste știri. Adică, seara de seară vine Sergiu Danilov și cu Daniela Vizitiu. Deci, astăzi voi fi antrenorul vostru personal. Sunteți pregătiți să repetați mișcările pe care vi le-am pregătit. Să nu credeți, dragi telespectatori, că este atât de simplu. Colegii mei au picioarele imobilizate și abia aștept să văd cum se vor descurca. Vedeți aici, da? Le-am imobilizat cumva ca să vedem cum se descurcă prezentatorii știrilor din sport de această dată. Ladies and gentlemen, please welcome! Probabil cea mai complicată sală de forță sau sală de fitness din această seară. Play the music. Repetați după mine, ok? Ok. E foarte simplu. Da, eu nu mă prea pricep la mișcări, dar e simplu. Hai să începem. Ha, dar voi aveți picioarele imobilizate. Doamne, ador asta. Mai ușor. Mai tare. Oh, my God.
Așa, așa, bravo, bravo, mai tare, mai tare, mai tare. Cu forță. Asta e simplu. E simplu? Asta e simplu. Ok, trecem la următoarea și... Hai, colegi, hai, colegi. Și... Așa, genunchiul, genunchiul, dreapta, stânga, dreapta, stânga. Ei! Și pentru odihnă, pentru odihnă, atenție, Daniela de la tine se cere. Pentru odihnă și... Așa, 3, 2, 1, și... Nu, e complicat, ok? Și 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, este, ok, următoarea mișcare, atenție, și, bravo, tataie, este, și următoarea mișcare, atenție, a, schimbăm piesa. Hai, Daniela! Fantastic! Revenim la mișcarea inițială. Aplauze! Sper că v-ați convins că prezentatorii știrilor din sport nu sunt doar buni la vorbit, dar sunt și buni la executat. Sărbătorim împreună astăzi 12 ani. Sărbătorim alături de colegii noștri din televiziune, dar și personajele care au cucerit inimile voastre în această perioadă. Ce a mai făcut în tot acest timp Fyodor Fyodorovici, Simona, Lucica și Viorica? Ne spune Constantin Cheianu, scenaristul serialului Italia, Patria Nostra, dar și cei care au dat viața acestor personaje îndrăgite de voi. În aplauzele voastre, desigur. Constantin Cheianu, realizatorul și prezentatorul emisiunii Ora de Ras. Actorii Petru Oistric, Diana Decuseară, Irena Boclincă și Ecaterina Gorcianco. Salutare, bine ați venit! Mă rog, v-am găsit, Dor în era de voi, nu știu ce să zic. Mai mult decât cuvântul ăsta n-ar putea explica sentimentul pe care l-am eu, nimeni și spectatorii noștri. Ne-a fost dor de voi. Ca actori înțelegem că a fost o perioadă destul de grea în acest an și tot așa. Și pe actori am să întreb mai târziu ce au făcut în această perioadă. Dar ce au făcut personajele lor, domnul Cheianu, în această perioadă? Personajele lor? Păi au cam stat așa cum minți. Știi cum în teatru de păpuși, păpușile stau în vacanță și nu fac nicio mișcare, își așteaptă momentul să intre în scenă. Așa și personajele le-au dormitat undeva în mine și acum, cu 3 săptămâni în urmă, ne spune nouă conducerea noastră, dragă, a jurnalului, ne spune facem Italia Patria Noastră. Și eu am început să trezesc personajele, să le scutur așa, hai că avem de făcut. Iar acum, uite, am venit la această frumoasă întâmplare. Și pe coridoare vocile astea ale lor din film, așa m-au electrizat. Vreau acum să mă duc acasă să le scriu pentru fiecare niște lucruri frumoase, niște scene bune. Ce a rămas în viața voastră, nu de actor, dar viața voastră personală din personajele pe care le-ați jucat aici? În orice caz, eu când vin tot timpul cu ruta București și Chișinău, șoferii mă întreabă, și mai faci Sioma? Te-ai mărtat sau nu cu dânsul? Unde-i Sioma? Iar Petrică, din câte știu, cum ajunge la Trușeni, cum toți copiii, tot satul... Fyodor, Fyodor, ce mai faci? Unde ești, Fyodor, Fyodor? Chiar când filmam, auzeau de prin casă, mai au câini pe acolo și șau stăpâne, veneau cu mult drag. Deci ne-au primit foarte bine, apropo, când filmam, ne-am simțit super la Trușeni.
și cu oamenii care chiar se dădeau filmații, adică nicio problemă. Nimeni n-a strigat, plecat sau ceva, deci a fost o... Parcă oamenii erau și ei din film, așa, chiar dacă erau scriși. Dar putem să aflăm deja din culise, domnul Keanu, cam ce peripeții îi așteaptă sau măcar niște direcții? Păi, știi, mi-ar fi cam greu acum să spun exact, chiar și eu sunt foarte așa intrigat, oare ce am să mai fac eu cu oamenii ăștia? Ca și noi. Pentru că de fiecare dată, chiar la început, eu n-aveam habar ce am să scriu. Am zis, fac scenariu, dar n-aveam nicio idee. Da. Și încetul cu încetul lucrurile s-au așezat. Și dacă în prima perioadă parcă eu trebuia să le ofer ceva, după asta am început să mă inspir de la dâns și eu de-am, știu cine sunt ei și scriu ca și cum cu gândul, uite, asta e pentru Diana, asta e pentru Tinka, nu mă gândesc la personaje, dar actorii care pentru mine sunt și actori și personaje. Dar pe de altă parte, Tinka știi că era însărcinat atunci când se, filma. Uite, cam asta și s-a întâmplat. Acum vrei, nu vrei, trebuie să apari cu un copil în braț. Deja. Da, Viorica a născut, personajul Viorica. Am și întrebat-o, i-am scris un mesaj, zic, Tinka, te filmezi în film cu fata? Da, minunat, eu de-am început să scriu scene pentru ele. Dar Pirena o întreabă unde-i Sioma, pe mine mă întreabă unde-i Gabriela. Dar ce, n-ai numit-o Gabriela? Nu e pus așa numele. Deci mergem pe stradă, toată lumea crede că așa. Da, și asta e Gabriela cea din burtică și bun, că o cheam. În film are un băiețel Davidaș, dar în viața normală, în viața de zi cu zi, are o fetiță Mona. Diana, hai zi tu. Marea mea fericire este că eu am reușit, mi s-a dat un personaj pe care eu a trebuit să-l fac altfel decât ceea ce fac eu la ora de ras. Și atunci i-am pus o perucă bordo, i-am făcut niște buzi mărunțele și spurcăte așa. Și eu nu prea am fost recunoscută în stradă zicându-mi Lucica aia de la Italia, patria noastră. Dar asta mi-a permis cumva eu, Diana, să mă uit la toate lucicuțele din jur și să-mi iau așa ce-mi trebuie mie. Care sunt sursele de inspirație? Să le pun acolo pe... Există această persoană pe care ai văzut-o și clar... Nu una, dar sunt mai multe. Sunt mai multe. Și de acolo iau ceva de acolo, iau și le pun pe raftul memoriei și când îmi trebuie le scot. Nu, că Fiotr în fiecare sat, asta e sincer. Doar că așa cum joacă Pietru, nu poate nimeni, dar... Eu trăiesc nu departe aici pe Petru Rareș, iar casa în care trăiesc are un paznic. Nu o să vă vină să credeți. Vorbesc destul de serios, îl cheamă Fiodor. Iar după tată, patronimul este Fiodorovici. Și nu o să vă vină să credeți, dar este exact personajul pe care l-a scris domnul Chiamă. Apropo, eram odată la... Am fost la o manifestare acolo și vine un domn din Trușeni și îmi spune că Fiodor, ce era tata meu. Era vecinul de peste gard, nu știu de unde, așa și n-am mai înțeles în gălăgia aia. Domnul Keanu scrie exact despre vecinul lui care era acolo și care era Fiodor Fiodorovici. Nu știu dacă e adevărat sau nu. Da, avem un vecin Fiodor Fiodorovici. Exact, care nu mai m-am întâlnit cu băiatul lui. Asta e tata meu, domnul Keanu, după el scrie tot. Domnul Keanu, de la înălțimea talentului dumneavoastră. 1,89 m. Păi, am pomenit ceva mai devreme, de altfel, ca cel mai înalt de aici din Jurnal TV. Găsiți sursa de inspirație numai în sat? Sau totuși există și anumiți exponenți care vin și din alte părți? Este o lume pe care o cunosc bine, satul. Și atunci când vrei să scrii un scenariu atât de mare cu atâta lume, este foarte important totuși să cunoști lumea asta. Pentru că dacă e aproximativ, eu orașul nu-l cunosc. Eu nu știu lumea de aici. Dar uite, satul mi-este foarte aproape. Îl cunosc foarte bine. Eu vorba asta o aud în mine permanent și încerc când scriu să nu scriu literar, dar să scriu exact cum vorbesc cu oamenii aceia. Da. Și într-un fel le ușurez și lor. O remarcă să o spun. Parcă e un serial de comedie. Dar paradoxul este, mie nu-mi place să scriu doar comedii, vreau să abordez și niște lucruri așa mai serioase. Și s-a întâmplat că un episod în care am vorbit despre o temă, cea mai serioasă temă, cea mai dură și cea mai astea, acel episod
a acumulat într-o săptămână peste 1 milion de vizualizări. Nu comic. Abordat ca și comedie. Da, da, da. Da, monologul lui Fyodor Fyodorovici. Da, deci da. Lumea l-a absorbit, l-a îmbrățișat și m-am bucurat foarte mult că am mers pe ideea asta, că nu facem pur și simplu comedie, dar vorbim și despre lucruri serioase și oamenii au perceput asta, au înțeles. Domnul Gheanu, o să apară și noi personaje? Se pare că da. Se pare că da. Suntem ceva intrigant deja. Vreun amant ceva. Da, să nu-l de ochi. Dar dispare cineva? Poftim? Dispare cineva? Câte cineva care au mai plecat prin Portugalia, prin astea... S-au dus la Moscova. Bun duș. Hai, da, prieteni, noi știm că acest scenariu e undeva pe aici. De aceea am să rog colegul meu, Gabi, să meargă să vă ajute într-un fel să vă îndrume, dar în același timp voi să fiți acei care găsiți noul scenariu al serialului cu numărul 3. Da. Italia, da. Patria noastră. Sezonul ăsta, într-adevăr, se anunță deja fierbinte, pentru că pentru echipa Italia, Patria noastră, avem o provocare în beznă. La finalul căreia, dacă sunt atenți și știu să citească printre rânduri, se pot găsi pe ei în viitor, și nu glumesc, vorbesc destul de serios acum, primul draft al sezonului 3 a ajuns cumva pe mâinile multor colegi din redacția Jurnal TV. Acesta conține câteva pagini, unele ascunse, altele pierdute prin toată redacția. Dacă vreți să aflați mai multe detalii despre acest scenariu ascuns, o să meargă cu mine actorii chiar în acest moment. Pe domnul Chianu îl lăsăm lângă Bogdan aici. Da. Okay? Da. Hai să mergem cu mine. Mergem. Prieteni, încă multe provocări, multă voie bună, zâmbete și distracție astăzi, în zi de sărbătoare, pentru toți cei ce iubesc și poartă în suflet Jurnal TV. Rămâneți cu noi, revenim în curând. Atenție, veniți mai încă. Da. Deci exact în 5 minute Așa. Se schimbă tura. Pleacă Denis Covarenco, vine Sergiu și Botaru. Țineți cagurile în stil Patria noastră. Da. Aveți exact 5 minute la dispoziție să găsiți scenariul pentru sezonul 3 Italia, Patria noastră. 5 minute. Eu v-am pregătit niște indicii. Așa? Conform indiciilor, o să găsiți scenariul. Go! Ei! Schide repede! Stai. Liniște că dacă ne prind al doilea. Deci indicii, da? Al treilea. Mai încet, în linie, știi? Stai, aici. Atenție, primul indiciu. Da. Titlul scenariului sezonului 3 Italia, Patria noastră este lipit pe cel mai comod scaun din redacția Jurnal TV. Ne-am înțeles? Da, cine? Aveți exact 5 minute. Hai. Mai unde stă director? Pe acolo! Ia. Dar sunteți sigur că e la director? Sau poate producător? Aici. Nu aici. Căutăm. Cel mai comod. Păi nu sertare, dar scaun. Ia. Italia, Patria noastră, Constantin Cheianu. Iese? 2022, sezonul 3. Următoarea. Eu am ghicit. Și următoarea? Care e următoarea? Următoarea. Da. A doua pagină se află în sertarul colegului nostru de la IT, despre care putem spune că este împătimit de puzzle-uri colorate, dar nu de orice fel. Împătimit de puzzle-uri. IT. Înseamnă că are multe computere, telefoane, tastiere, mouse-uri. Acolo, în sertarul 2. 5 minute, vă reamintesc. 5 minute. Sertarul 2. În sertarul băiatului de la IT. Băieții de la IT nu beau ceai. Mai avem 3 minute, exact 3 minute. Hai, căutăm. A doua pagină se află în sertarul colegului nostru de la IT, despre care putem spune că este un pătimit de puzzle-uri. Căutăm puzzle-uri. Ia uite-mă aici. Aici este un cubic. Da, prima.
Rămâi încuiat. Sertarul ăsta e încuiat. Înseamnă că aici s-ascunde ceva. Da, trebuie să găsim o cheie. Dar pentru a deschide sertarul va fi nevoie de cheie care se află în haina celui care a scris scenariul. Cine a scris scenariul? Cheianu. Ah, Cheianu. Cheianu, acolo. La machiaj, nu? Unde ești? Atent, aspect. Atent. Unde ești hainele? Pietru știe. Pietru a găsit haina domnului Cheianu. Mai are un buzunar în interior. Nu, nici aici. Indiciu incorrect. Măi, poate să are în vedere. Ia stai, mă. Da, asta. Anatol Durbală. Ia. Constantin Cheianu. Nu. Ia, mă, stau lucru. Ia. Haide, băieți, găsă ceva. Cât ești? Mamma mia. Sai că l-au băgat pe găurică aici. Este? Ah, păi este. Hai să deschidem sertarul. Atent. Ah, unde? Sertarul 2. Primul, da? Hai. Este. Ia uite. Taximetristul. Recepție, noapte în fața castelului. Gata, asta-i. Următor, este. A patra pagină se află sub cel mai mare, să-i spunem așa, covoraș pe care nu se calcă. Covoraș pe care nu se calcă. Ce e acolo în platou, poate. A patra pagină se află sub cel mai mare, să-i spunem așa, covoraș. Ce înseamnă covoraș? Covor de la... Am înțeles. De la mouse. Covoraș de la mouse, pe care nu se calcă. Cea mai mare, auzi, e de acolo. Cel mai mare, e acolo? Ia. Vedeți aici. Este. Este, ați găsit-o. Următoare, atenție. Pagina cu numărul 5 stă prinsă pe cel mai distractiv perete din redacția Jurnală FM. Asta știu, veniți în cel mai distractiv perete este... Ia uite! A șasea pagină o găsiți la loc de cinste expusă printre toate distincțiile postului nostru de televiziune. Ia știu unde, am văzut când am venit. Cel mai distins loc. Numai că? Iectu. Ați găsit-o? În sfârșit o să ne placă tuturor de Da. Pagina cu numărul 7 se găsește la temelia Londrei. Tot în redacția noastră. Temelia Londrei. Bă, unde am văzut Londra? Ia atenție. Pagina cu numărul 7 se găsește la temelia Londrei. Tot în redacția noastră. Unde e? Nu. Ia. Cana, am găsit. Am găsit Diana. Ia, mai departe, zi următorul micior, hai! A opta pagină este proaspăt scoasă din cuptor. Da, cuptor. La Xerox aici, la Xerox. Ah, Xerox, da. Acolo, da. A opta pagină este... Ăla-i cuptorul, ăla. Proaspăt scoasă din cuptor. Asta. Ce este una unica imprimantă din redacție. Bravo, așa, corect. Avem nevoie de imprimantă. Este. A noua pagină ar putea pluti ușor pe apă. Corabia. Ia, mă. Până am zis, asta e. Asta nu e găsit mai devreme. Exact. Mama ei. Era 11. Ultima pagină din draftul următorului sezon Italia Patria Noastră se află în locul unde nu se doarme niciodată, în MCR, dar grăbiți-vă, în MCR. Am plecat. Eu sper că n-a venit tura. Da. Eu tare sper că n-a venit tura. Băi, un om tot timpul răspunde de aici. Hai plecat. Nu se doarme niciodată. Eu aici n-am fost niciodată. Aici trebuie să căutăm cu mare atenție, dar nu apăsați pe butoane. Am făcut acasă ustie. Nu e asta. Te rog, ușor. Dacă poți pe un buton, nu apare foaia. Nu. Este, gata. Hai, am ieșit să vă dau vestea cea bună. Așa? Veniți încoa. Acum. Felicitări, aveți draftul, aveți tot timpul la dispoziție acum ca să faceți repetițiile și să intrați în roluri. Super! Este! Am ieșit. Gata. La centrul SisMBro, anual, peste 1500 de copii de toate vârstele sunt implicați activ în diverse concerte, festivaluri, filmări TV, în țară, dar și în străinătate. Îi invităm să încingă atmosfera cu dansurile lor în stil high heels și Vogue.
This is what it's made for. Throw it up, dubs on the Cadillac. White tees, Nikes, gangsters don't know how to act. Adamsville, Bankhead, College Park, Carver Home. Hummus floating on chrome, choking on that homegrown. Think I'm just Southern cooking, they got you fellas stuck in. Fantastice, minunate, energice, System Brawl, le mulțumim mult pentru susținere, prieteni. Ce se întâmplă atunci când se întâlnesc culorile, gusturile, vremea și banii? Un melaj de arome, distracție și recompensă. În alte cuvinte, producția Jurnal TV. În aplauzele dumneavoastră, prezentatoarea și realizatoarea emisiunii, Madame Nicoleta Adam, prezentatoarea rubricii Meteo, Felicia Genunchi, și prezentatorul emisiunii Se caută un milionar, Alexandru Fosa. Colegi, bine ați venit! Vă salutăm! Bună seara! Vă urmăream așa cum intrați toți trei rând pe rând și prima întrebare care îmi venea în cap, zic, domnule, dar ce ar fi să-i schimbi pe ei la emisiunile lor între ei? Cine și ce ar prezenta? Toate șansele să aibă succes există, pentru că, spre exemplu, Nicoletei i-aș fi dat emisiunea Caut un milionar. Se caută milionar! Exact, pentru că Nicoleta știe de unde să ia pe acești milionari. Nu ar fi o denumire întâmplătoare, chiar e pentru mine. Ar fi fost emisiunea care are tangență cu Nicoleta Adam, pe bune. Și nu are nicio treabă, că Felicia poate să meargă să prezinte Madame-ul în cazul și eu Meteo, pentru că tu ești ideal la Meteo. Liber. Alexandru, trebuie exact să recunoaștem cum tine poate vorbi un om despre milioane pe care nu le are. E mai complicat așa. Nicoleta ar fi avut succes la această emisiune pentru că ea știe unde sunt aceste milioane. Da, milionar, deci asta nu înseamnă doar bani. Deci mai aproape de a fi milionar. Exact, exact, pentru că tu știi unde sunt aceste eu milioane. Eu nu vreau să fiu milionar, las să fiu bărbat. Eu o să fiu Nicoleta, da. Sincer vorbind, mă adresez la voi doi că vă lucrați cu personaje concrete. Deci cu oameni direct, spre deosebire de colega dumneavoastră care vorbește cu cifrele mai mult și cu prezicerile, presupun eu, dar la voi e partea mai complicată. Cât de ușor și cât de greu e să găsești un om potrivit pentru emisiune? Păi bine, nu e simplu, pentru că atunci când lucrăm cu oamenii știm că este complicat, dar nu am avut niciodată, de fapt am avut și personaje care în emisiune și filmând a spus că stop, ea nu mai vrea nicio transformare, ea nu acceptă această nuanță de păr, aceste haine și noi evident ne impunem și spunem, este o emisiune în care semnați un contract, în care vă puneți semnătura și în care trebuie să fiți de acord cu ceea ce spun stiliștii. Și să mai alintă cineva. Nu? Le impuneți sau le convingeți? Că-s două le impunem, diferite. Le impunem. Ah, ok, ok. Eu mi-l închepă pe domnul Fosa cum el impune pe ceva. Da? Ia banii ăștia. Da? Ia banii ăștia. Cred că în cazul lui este un pic mai... Mai ușor. Mai ușor, da. Eu deja ușor știu foarte bine, adică ei sunt obligați, semnează niște acte, că la un moment dat o să fie filmați. E mai ușor, însă marea problema lor e că spun că, bă, dacă o să mă arăți iar la televizor, o să vin, o să mă fur iar, uite, eu trec la etajul întâi. Și ce, băi, ții banii, ții în casă la etajul întâi? Cine mai ține ziua de azi bani în casă? Oamenii care au milioane țin bani exact în casă, în sacoșă exact cu calendar. Încă o întrebare încrucișătoare între voi doi, într-un fel, între emisiunile voastre. La cât de repede cheltuie milioanele care îi câștigă în emisiunea ta și la cât de repede câștigă milioane cei care trec prin emisiunea ta? Păi să știți că la noi personajele pe care noi încercăm să le transformăm frumos atât interior cât și exterior, nu am avut o ediție în care
personajul nu a revenit să ne spună un feedback. Toate sunt măritate, toate nasc copii. Mai mult decât atât, am avut personaje care au avut 3 copii și după transformarea noastră zice, măi, m-am dus acasă și bărbatul meu l-a făcut pe al 4-lea. Așa că nu știu, poate, dacă știți că sunt femei care se tem să facă acest pas, invitați-le la voi, cu siguranță se întâmplă ceva. Da, și ceea da. Ce facem noi, cu siguranță este magie și mă bucur că putem să le ajutăm într-un fel. Am și eu o întrebare să-i o pun Felicii. Ia. Felicia, știi că oamenii care se uită la Meteo zic că fata de la Meteo n-are dreptate sau fata de la Meteo are dreptate? Sunt oameni care, spre exemplu, simt ce urmează mâine după cum se simte corpul lor, organismul lor. Gen, dacă mă dor picioarele, înseamnă că da, mă vreau să plouă. Da, sunt și așa superstițioși, da. Exact. Pe lângă superstiții, de câte ori greșesc meteorologii? Să știi că de foarte multe ori, pentru că uneori se schimbă datele de la oră la oră. De exemplu, la ora 11 trebuie să plouă, la ora 11 deja nu mai plouă. Și se întâmplă de foarte multe ori și noi să greșim. Tu porți vina pentru aceste greșeli pe care le comit meteorologii? Atâta timp cât o zic telespectatorilor, cred că da, am și eu parte de vină, dar să fie scuzabil. Ok, prieteni, atât timp cât greșesc meteorologii, greșește și Felicia. Toate întrebările le scrieți pe Instagramul Felicia. Cum te găsește lumea pe Instagram? Felicia Genunchi. Toate întrebările despre cum a greșit Felicia le scrieți pe Instagramul Feliciei Genunchi. Ok, așa o găsiți și îi spuneți. N-ai avut dreptate, fată, și scrieți acolo toată treaba asta, da? Pentru ca să nu zică lumea că doar meteorologii greșesc. Greșesc și prezentatorii acestor buletine meteo. Tu ai vrut să spui că ea n-ar trebui să doarmă liniștit. Dar mi se pare firesc. N-au voie, oamenii care prezint meteo n-au voie să doarmă, în general. Ei ar trebui non-stop sus. Să stea cu degetul așa în sus. Știi, se întâmplă uneori că filmez meteo și peste o zi se schimbă și zic noi filmăm din nou ediția asta pentru că s-a schimbat. Și spre Felicia acasă și eu îmi fac lucruri de ieri, Doamne, și-am făcut. Dar vezi că diferențele nu sunt mari, sunt de câteva grade mici. Așa e, meteorologii ca și prezentatorii meteo sau greșesc o dată sau cel puțin de două ori pe an, azi și mâine. Bun, ok. Noi avem o provocare pentru voi, ca și prezentatori a televiziunii Jurnal TV, care astăzi face 12 ani. Ați jucat vreodată Twister? Știi ce aia? Twister? Alexandru, ideea. Twister. Asta nu este să caută jucat. Un milionar. Nu e de bărbați, okay. Joacă? Nu, n-are nicio treabă. Nu găsim soții, nu e pe sex. Nu e pe sex. Uite, Bogdan a jucat cu copiii acasă. Nu e pe sex jocul ăsta. Deci dacă nu, atunci sigur ne distrăm în continuare, prieteni. Eu vă provoc să jucați Twister împreună cu noi. Pentru siguranța voastră, îl provoc și pe colegul meu, Bogdan. Ok? Aveți da, joacă cu voi. Aveți reguli, trebuie să ne descălțăm, să ne îmbrăcăm. Vi le explic imediat. Doamnelor și domnilor, Twister în continuare. Așa, deci suntem într-o linie dreaptă. De ce am zis că îl provoc și pe colegul meu Bogdan? Pentru că el a zis că din copilărie știe acest joc, pe de rost practic. Apropo, ca să nu zic că sunteți singuri, hai să invităm și două fete de la Sisson Bro. Dar puteți să beneficiem de... Exact, veniți aici. Chiar așa, veniți aici aproape. Să vă explic. Piciorul stâng are culoarea lui, e vorba de albastru. Mâna dreaptă are roșu. Atenție, roșu, da? Verde este mâna stângă. Mâna stângă e verde. Piciorul drept e galben, ok? Eu o să dau cu cursorul ăsta așa, o să vedem ce pică aici, ce ne cade galben, de exemplu, da? Piciorul drept trebuie să fie pe galben. Bogdan o să vă arate un masterclass, după care repetați, bine? Hai, Bogdan, te rog frumos, hai să învățăm copiii ăștia. Să învățăm copiii ăștia a face twist. Vreau să arăt la cameră, ca să nu ziceți că trișez cumva. Bun? Așa. Cursorul arată galben. Ceea ce înseamnă piciorul drept. Piciorul drept, domn Bogdan. Așa, bravo, tatai. Piciorul drept. Mergem la următorul. Cursorul arată, atenție, se vede? O să arate cursorul roșu. Roșu e mâna dreaptă. Mâna dreaptă pe roșu, vă rog. Așa, bravo. Gata. Este. Trecem la următorul. Noi am înțeles, gata. Stai așa. Ai înțeles. Verde. Mâna stângă pe verde. Mâna stângă. Doamne, ce poziție. Continuăm cu albastru. Piciorul stâng pe albastru. Piciorul stâng pe albastru. Fantastic. Perfect. Și mutăm la verde, mâna stângă pe verde. Mâna e clar, stângă. Nu? Da, clar. Hai. Sper că a fost clar. Bine, suficient. Okay. Aplauze okay. Pentru acest masterclass. Masterclass-ul extraordinar. Dar că acum intră toți 6 jucători în pe platou. Acum intră toți. Rând pe rând. Felicia. Ce bine că ești într-o rochie lungă. Vino aici, te rog. Felicia, atenție, primul lucru pe care trebuie să-l faci este să... Albastru. Albastru este piciorul stâng pe albastru. Piciorul stâng pe albastru, bravo.
Bun. Stai așa că n-ai voie să încălțăminte. Nu, n-ai voie, n-ai așa. Aici, aici. Deci n-ai voie, un sau afară sau pe teren. Ți-ai ales încălțămintea potrivită exact pentru potrivită. Twister. Foarte bun. Va fi interesant. Alexandru, atenție. Știi ce trebuie să faci? Alexandru, Galben, ai piciorul drept pe Galben. Piciorul drept. Așa. Asta-i stângul? Bra. Ah. Eu mai încurc pe dreapta cu stânga și la zi. Poate că a fost nu, bună poziția. Nu, hai că poți facem să zboare. Eu am altă întrebare. Cum, băi, tu învârți milioane dacă nu știi care e drept și care e stâng? Doamne, ia. Nicoleta, ești gata? Da, sigur. Hai. Nicoleta, te rog frumos, pe verde ai mâna stângă, pe verde. Mâna stângă pe verde. Și ce mai trebuie să stau la mâna stângă pe verde. Pleacă-te. Bravo, așa. Ce de bine că în acest moment, virgulă, camerele sunt în față, nu în spate. Adelina, te rog, pe verde, mâna stângă, pe verde. Pe care verde vrei? Bun, foarte bine. Revin cu Carolina, pe roșu. Pe roșu, mâna dreaptă, te rog frumos, mâna dreaptă pe roșu. Așa, vino aici printre fete. Continuăm cu Felicia. Felicia, atenție! Mâna dreaptă pe roșu, te rog, Felicia. Mâna dreaptă pe roșu, mâna dreaptă. Aia, gata, 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 n-ai voie. Piciorul rămâne pe direct loc, n-ai voie, neschimbat, nemișcat. A, pot așa aici, da? Da, poți, poți, orice roșu e al tău. Mm? Super. Așa. Și n-ai voie să iei Alexandru mâna de acolo. Alexandru, nu râde că-ți vine rândul. Nu râde dacă pentru e că... roșu. Atenție, galben, galben înseamnă piciorul drept pe galben. Piciorul drept. Minunat. Atenție, păi, deja, care... deja sunt, deja sunt. Deja ești, stai așa că mai dau o dată, stai așa că mai dau, e, pentru tine avem verde, mâna stângă pe verde, mâna stângă pe verde, Alexandru. Ui, stângă! Eu pot scoate centura? Nu. Vă rog. Centura doar în fața soției. Ia uite-l, mă, ce repede ai văzut. Între două fiinte repede da, scoate centura. Asta am vrut să zic. Continuăm cu Nicoleta. Nicoleta, roșu. Roșu înseamnă mâna dreaptă pe roșu. Mâna dreaptă pe roșu, bravo. Pe alt roșu. Deci pe alt roșu, roșu n-aveți voie să puneți pe acel roșu. Așa. Ordinar. Adelina. Pe poziția asta chiar mâna stângă pe verde. Mâna stângă pe verde. Adelina este la roșu. A, scuză-mă, Carolina. Mâna hai stângă că... pe verde? Da. Mâna stângă pe verde. Hai, hai, hai. Bravo! Hai. Bravo! Adelina, roșu, înseamnă mâna dreaptă pe roșu. Mâna dreaptă pe roșu. Faci ce vrei, cum n-ai vrei. N-ai voie așa să pui genunchii. Da, așa. Trebuie să stai așa, bravo. Felicia! Abia super aștept să văd ce urmează. Urmează galben, ceea ce ar însemna piciorul drept pe galben. Minunat! Piciorul drept pe galben. Uite, hai eu să fac așa. Scuze! Hai! Dar ține mâna pe roșu așa și piciorul drept. Ca atare, de obicei oamenii asta fac pentru bani. Voi faceți pe gratis. Adică ori de câte ori vă dau provocarea, țineți minte acest lucru. Eu îmi pierd de echilibru. Alexandru, hai, dă-i. Roșu. Roșu înseamnă mâna dreaptă, pe roșu. Ui. Mâna dreaptă pe alt roșu care nu-i ocupat. Asta, hai, 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 hai. Măi, nu cade peste mine. Așa. Nicoleta. Zi. Verde, mâna stângă pe verde. Dar care mâna? A, mai ai mâini? Da. Ok, vedem cu piciorul atunci. Piciorul stâng pe albastru. Bravo. Așa. Da, uite. Și dăm încălcitor. Vezi? Dumneavoastră, Carolina, da? Da. Galben. Piciorul drept pe galben. Vă rog frumos. Piciorul. Nu genunchiul. Eu încerc. Piciorul. Uh-huh. Eu am impresia că omul care nu scoci joacă asta tare nu iubea copiii. Nu, știi, știi care e fața? Păi este. Am o întrebare. Dacă dansatorii atât de greu se descurcă, ce fac oamenii obișnuiți? Dar Adelina, ce face Felicia? Galben, piciorul drept pe galben. Picior... Bravo! Aplauze! Adelina! Super! Incredibil. La mine se limerească vierde. Toată lumea ține mâinile așa și picioarele, cum v-am spus. Și îți povesteam, mai scurt... Felicia, parcă posedești chiar toate aici, serios, îți spun. Oameni buni, nu uitați de noi! Okay. Ești bine, Felicia? Nu prea! Nu. Și dacă e să te uiți la această compilație extraordinară, cel mai mult are de suferit, Alexandru, aplauzele dumneavoastră, gata, mă, vă ridicați! Hai, hai, picior, hai, hai, vă ridicați! Incredibil. Ce ai făcut, mă? Încă sud, am transpirat. A? M-am mutat. De la 3 minute transpire așa. M-am mutat. Dați-i aplauze pe Alexandru. Bravo, bravo, bravo. Fiecare mișcare, fiecare moment a fost bine gândit de către colegii noștri. Pentru asta le mulțumim. Aceasta a fost provocarea pentru ei. Sperăm din tot sufletul că nu vă este atât de complicat și ușor și greu, pardon, în cadrul emisiunilor pe care le prezentați. Să vă fie cu bine. Mulțumim fetelor de la SIS. Îmbru! Aplauze!
se transmite cât un mesaj diferit. Totul depinde de starea celui care o ascultă. Însă mesajul comun este unul criptat. Să ascultăm chemarea celor de la Lemonic cu piesa Call Me. De 12 ani, această țară și o planetă întreagă se bucură de tot ce văd pe ecranele cu această literă aici. Următoarea noastră eroină, alături de echipa sa, are propriul stilist, este excentrică, îi se spune cea mai stilată doamnă din țară. Iar cuvântul ei e lege. Are un soț grijuliu, iar mai nou și propriul bucătar. Întâmpinați-i pe cei de la Dora Show, Emilian Crețu, Diana Altfel, Adrian Zereduc și Iurie Botnaru. Nemăritată. Op. M-am și mirat cum devii să te săruți eu am să-mi ascund picioare, deci cameramanii vă rog foarte mult să nu-mi filmați cochita de jos, pentru că mi-am uitat și trambii acasă și nou de Maria Marian și mi-a dat o pereche, dar așa e bine. Ai prins-o. Am prins-o. De obicei, femeile măritate așa spun, că s-au uitat și trambii acasă. Când da, slavă Domnului că n-ai luat pantofii la Mitru Mission. Ca să nu mă complic, băieți, că v-ați înțeles pentru ce am venit aici. Da, bineînțeles. Mă bucur să-mi văd de fiecare dată mai mult și mai mult. Iuri colorat și mai colorat. El e tot timpul așa. Iuri, degrabă îl fac... Camelion. Camelion. El deja e Darth Vader, dacă ați observat, e Darth Vader de Moldova.
Am observat în acest sezon două personaje noi, de fapt oameni vii în carne și oase. Ne interesează ce personaje mai vin la Tanti Doran. Măi, Doran încearcă să mai scoate personaje noi, să mai vină cineva, să mai... Voi dacă aveți o pauză puteți să o luați, că eu am grăit mult. Eu nu știu cât timp aveți. Hai, doamnă. Și am zis că dacă tot emisiunea s-a lungit cu două ore, pentru că Dora este o flămândă permanent, dați să facem și un bucătar. L-am găsit pe acest domn bucătar care... E Adrian, Susanu... Păi da, hai pe bune, că oamenii chiar întreabă. Adrian este bucătar de meserie, pe bune. Adrian este bucătar de meserie, a lucrat în... Nu dă nume la restaurant, lasă-l, vine, îți dai eu, că mai... Și după care l-am găsit făcând sușă într-un market. Și zic, băi tău, și el de sușă, vine cu la mine. Așa. Și el la început cam nu vroie, cam avea vomi, dar eu trecut. Și l-am luat în echipă. Tu din state, zic, Adina Jenși, nu știu, da? Idi domenea, mă lângi. Cam el vorba și îl învăț eu mai mult în viață, dar că sunt femeie cu experiență. Okay. Dar după... eu am înțeles din anumite surse că Adrian nu simplu bucătar, dar are chiar și stele, și stele din alea... Are și stele Michelin și mai ai mei. Michelin. De fiecare dată spui Michelin. A, păi eu spun și ești întregul. E în engleză. Din engleză. Michelin. Doar e în engleză, mi, adică al meu. Exact. Și următorul cuvânt e în rusă, e clar că e ei. Ok. Mergem mai departe. Despre Diana altfel este o descoperire a mea și mă bucură foarte mult că am descoperit-o așa cum este ea, super mega colorată, talentată. Eram la un eveniment, era și soră, mi-a zis, băi, uite-o fata asta, cât e diferită și gărgăuni are în cap. E trebuie cineva să iasă la rampă. Da. Și la un moment dat îi zic, Dianușca, hai să încercăm să... Vedem talentul tău, nebunia mea, nebunia ta, talentul meu, să le combinăm și să facem niște chestii frumoase pentru cei de acasă, pentru că așa e, în fiecare sâmbătă seara este cea mai bună emisiune și din tot acest amalgam, Iura Rabdă. Iura Rabdă, mai brăgește câte un șocălut pe cap, mai duci după vacă, dar vorba și el. Da, Diana, numele tău ăsta altfel e cel de căsătorie sau... Nu, e divorțată deja, nu. Altfel. Nu, mă întrebam cum era e mai înainte dacă ăsta e numele de căsătorie. Nu, numele meu este Diana Ivanes, e un nume destul de frumos, dar a apărut acest altfel niște circumstanțe așa mai interesante ale vieții și am decis că de ce nu. Adică cumva și publicul, oamenii mă vedeau pe stradă și măi, fata asta așa fata e asta altfel. Altfel. Și îmi spuneau altfel, ești altfel, ești altfel. Și zic, dar de ce nu dacă ne-a spus atâta lumii? E ca un fel de coțofană. Cum vede chef și cum îl chești? Bate ochi, bate nas, bate frunte, bate după cap. Asta o face diferită de ceilalți, de celelalte fete. Foarte diferită. Okay. Eu sper și cred că oamenii cei de acasă care se uit înțeleg ce înseamnă un personaj. Înțeleg ce înseamnă un om liber care gândește și vrea astăzi să-și pui pe cap, nu știu, o broască răioasă. Noi suntem deprinși cu frumusețea asta artificială, e aproape ca mea. Unii femeie trebuie să fie perfectă, rochiți cu minșoară, o leacă de așa. Ea este frumoasă. Da, puișor. Dar unde e vocea dumitale? Că s-a schimbat vocea. Mai dacă la câte operații mi-am făcut, dacă vorbim, avem deja 5 ani de când e Dora. Dacă poate să dați în emisie, poate la montaj, acea băbuță săracă, Doamne, la negurini, mi-a prăpădit. Avea râie pe dinți, săracă. Sapa în mână. Avea și negru sub unghii. Ți-ai minte, avea și negru sub unghii, săracă, la început. Și 1 aprilie, așa și cu siguranță stați la micile voastre ecrane și vă uitați, vă gândiți, oare când cumva doamna Dora Mușa a să ne amăjească cu ceva? Da. Eu chiar mi-aduc aminte de cea prima emisiune în care a apărut sără... Da, deci atunci au fost emoții, acum echipa m-a întrebat, zici că ai emoții, zic, care emoții? Gata, emoțiile au trecut. Dar atunci, acum 5 ani în urmă, pe 1 aprilie... Deci nu aveam pământ sub picioare, nu știam ce se întâmplă, nu știam cum publicul. Zic, băi, hai că în zona online publicul, e că vezi că mi-ai zis de voci și ne-am adus aminte și o bag înapoi în mine. Te-ai transformat și la față. Da, în tineret, mi-am pus și genii, mi-am pus... Da, hai să-l întrebăm pe Iuri Vanci, pentru că totuși are o vârstă, trebuie să recunoaștem, avem un respect aparte față de Iuri Vanci. Iuri Vanci. Eu mâncat în viață. Așa o întrebare, Iuri Vanci. Eu îmi dau seama, dar Mata, știi că există un centru special de ajutor atunci când te simți sechestrat, când există violență în familie la care poți să te adresezi. Este așa centru unde uneori poți suni? Eu vorbesc serios. Și dacă este... Iuri Vanci, Iuri Vanci. Ne-am probleme... Iuri Vanci. Iuruța! Iuruțca, numai că n-aude, aptreamură, ia că tău nebuna strică. Deci noi nu avem probleme de așa fel, de a pleca undeva, de a te adresa undeva. Este cum iese viața mea înainte. Ah, ok. Ok, o accepți așa cum este, vorba aia.
Tu ai ales-o, nu eu te-am ales. Tine așa de... Sina e a ta. Ok. Adriane, da? Astăzi una dintre provocări o să fie pe meseria ta sau pe măsura potrivei tale. E de obicei. Da, e o provocare pe care noi am gândit-o aici mult cu televiziunea. Dar da, mult v-ați gândit, sper. Da, bineînțeles. Ne-am pregătit pentru că totuși trebuie să recunoaștem, Dora Show e în rating de mulți ani și pe primele poziții, noi recunoaștem acest lucru. Oamenii săraci acasă au început să vorbească ca și Dora. Foarte bine. Important nu se bracătăți ca Dora. Înainte de a trece la provocare, este prima întrebare pentru Adrian, pentru că e complicat pentru orice bucătar. Tu singur născocești rețetele sau vine doamna în cauză cu ideile? Zilnic eu mă trezesc cu gândul, trebuie să gătesc ceva. Adică în afară de, de emisiune. A, asta, în afară de emisiune noi știm. Dacă vreți da. Să vedeți săracul bucătar al Dorei cum este exploatat, intrați pe pagina de Instagram a unui băiat pe nume Emilian, 05 la final. Și o să vedeți da, că el gătește nu doar la emisiunea doamnei Dora, dar e mai angajat încă la un băiat acasă și la Nicurești, acasă, la aeroport. Măi, dacă gătește ghinii omul, trebuie să vorbești. Dar, apropo, dacă el face mâncare și de când el e prezent și în emisiune și în viața ta, tu mai ții minte cum îți faci mâncare în general? Măi, ultima dată, stai să mă gândesc, dacă, cred că când a fost da, la Hramul Negurei, mi-am făcut șubă, asta este deliciu culinar care știu să-l gătesc și cam atât. Păi dacă am, este, de ce să mă chinui? Eu când eu pot stau cu pomada în gură și să nu fac nimic. No, e fain, la vârsta la care ați ajuns dumneavoastră, scumpă doamnă, tot respectul, jos pălăria. Așa. E cum pălăria. Tu vrei pălăria, să mă, sau să mă ajuți? Aș fi vrut, da, aș fi vrut, dar nu pot. Vreau să o întreb pe domnișoara stilistă, câte ținute au fost create până acum de la colaborarea pe care o aveți pentru doamna Dora? Am înțeles. Nu, ideea este următoarea. Când vine Diana la mine acasă, ca să vedem, să mai inventăm... Stai, Oleac, dar să poți să răspundă fata asta. Mulțumesc. Dar băgați-mi ceva în gură, vă rog, ca să sac. Nici o problemă. Microfonul. Nu, serios, Diana, câte ținute au fost create până acum pentru doamna Dora? Cred că avem în jur de 20. Plus minus așa, dar procesul este foarte interesant, avem o sinergie perfectă și are un gust foarte colorat, la fel ca și a meu și atunci când ajung la ea în dulap, se începe în 5 minute, putem să creăm 5 ținute la sigur. De-aia vă împăcați bine. Ne împăcăm foarte bine. Da, provocarea noastră e tot vorba despre sinergie și tot despre gusturi. Da. Da. Așa cum am promis ceva mai devreme, o să facem ceva în bucătărie, doar că fiecare din voi va fi lipsit de un simț. E bun? Cum stați voi în general toți patru? Cu auzul, cu văzul cu și auzul, cu simțul? Perfect. Cu simțurile în general. Da. Cu auzul stai bine. Perfect. Stau cu auzul. Okay. Eu. Tipăiesc? Cu văzul e chi... Cu văzul e bine. Eu mai mult cu văzul, clar. Omul nu vorbește, deci e perfect pentru rolul nostru asta de astăzi. Asta am să spun. Da. Hai să aflăm ce provocare de fapt am pregătit pentru întreaga echipă Dora Show. Deci, atenție, provocarea constă în felul următor. Domnul chelner, Iurie, va avea de mimat meniul de astăzi, pe care l-a ales de altfel toboșarul trupei Lemonic, adică Mr. Rabbit. Doamna Dora, ne-a auzit nimic. Eu am lumea mie, eu am muzica mie. Are căști acolo și îi cântă muzica. Iar bucătarii de astăzi vor trebui să gătească ceea ce scrie în meniu acolo, conform rețetelor pe care le ingredientelor, pardon, pe care le găsesc pe masă. Deci rețeta e în felul următor. Eu te ajut, domnul Iurie. Așa. Super. Hai. Pentru această rețetă avem nevoie de mâncare, pentru normal mâncare, sigur. Așa. Două porții. Două porții. Dar dacă sunt doi oameni. Lungă. O, super, lungă. Crembușcă. Nu. Șubă. Carne de vită. Carne de vită. De oaie. Iepuri. Să trecem la rețetă. Sunt ingrediente pe care bucătarii trebuie să le găsească pe masă și să înceapă a face. Deci, doamna Dora, desert. Aha, bravo. Ceva dulce. Exact, dulce. A, dulce, ok. Desert. Pentru burtă, am înțeles, ok. Așa, aici. Ce intră acolo? Lapte, trebuie lapte.
A, facem aluatul. Bravo. Lapte. Bravo. Face, băieți, facem aluat. Facem aluat. Căutați laptele în primul rând. Laptele căutați-l în primul rând. Aveți pentru undeva pe masă aluat, avem nevoie de lapte, făină. Acolo este lapte, făină, bravo. Este lapte, făină. Așa, ce mai sunt? Nec, nec, nec. Nec, 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 nec. Eu făină am găsit. O. Lapte, ouă. Hai! Bravo. Ok. Bravo. Aveți nevoie de lapte, ouă, hai. Da. Oușoare. Mițele. Sare, sare, sare. Făină. Bravo. Făină. Bravo. Făină. Bravo. Atent. Făină. Da. Dar hai, mișcați-vă mai repjor. Făină, băi. Lapte și ouă. Ouă caut. Așa. O. La mâie, la mâie, la mâie, la mâie, da. La mâie. Da. Deci, ouă, lapte. Da. Ouă, lapte. Trebuie să vezi ce așa, face. Așa, bravo, răstoarnă acolo. Își fac chiar de mă. Eu fac desertul. Toarnă laptele. E, doamne, oh my god. Da, băi, dar uite, uite. Așa la care este, toarnă, toarnă, mai repede. Așa, laptele s-au turnat, ouă. Ouă. Scați ouăle, făina, făina, găseți făina. Și asta, asta, explică. Asta nu-i ou. Explică asta. A, el arată la lung. Lungă, 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 lungă. Crembușcă. Nu. Banană. Aie, banană. Da. Da, da. Banană, tanti Dora, banană. Așa, bravo. Banane, căutați banane. Bravo. Banană. Incredibil. Banană. Deocamdată cel mai bine reușește bucătarului, bucătarul șef. Atent, doamne, Sisoie. Banană. O. Domnul Serediuc a găsit banana, Dore, asta, banana. O mănânc sau și? Ei, mănânci. Pui acolo, ingredientele sunt ingrediente. Acolo, da. Așa. Doamne, eu așa lapte, ouă, banană, lămâie. Da. Dar cum să explicăm asta? Poate asta, făină sau nu? Făină, da, făină tot trebuie. Eu ieșe... Făină, bravo, bravo. Ce mai frumoasă făină, natural, adevărat. Precis nu-i făină, da, precis nu-i făină, eu nu știu. Așa, hai că e bun. Nu, Diana, mișcă-te, hai, Diana, hai, fă ceva. Trebuia să miroși. Sunt furculițe pentru a amesteca. Dar miroase acoriță. A? Acoriță. Furculițe este pe masă. Este furculițe pe masă, scorțișoară. Pe masă, așa. Ia. Uite ce bravo este Diana. Da. Bravo. Și... Și mestecă. Mă, apropo, ar trebui să vă grăbiți pentru că clientul la masă îl așteaptă desertul lui din banană. Hai, prieteni, hai, prieteni. Ok. Făină și la cine sau deci, cum explicăm, Iuri Vanci, cum explicăm asta? Asta, cum explicăm? Habar n-am. S-au bătut laptele cu făina, da, cu ouăle, da, banana, da. Lămâie au rămas de pus. Lime. Suc fresh din cafea. Păi și faci, măi. Desert din banană, domnul Serediuc. Deci... Și trebuie altceva. Un fruct. Trăiești, crești în Moldova. Măr. Poamă, poamă, poamă. Jin. Nu cred! Da! Izium! Da! Izium! Izium! Stafide! Eu vin din perioada sovietică! Izium! Așa, l-ați găsit, sper că l-au găsit, da, da. Așa un miros frumos aici! Pe mine miroasă ceva gustos chiar. Stafide, da, stafide, e, gust? Da. Numai gustos. Spuneți mai mult, că la client îi place cu mulți stafide. Iuri Vanci, asta trebuie de explicat la urmă. Aha. Care se reduc o pus-o la început. Cum se numește asta? Este precis stafide. Nu. Nu? Alea sunt aproape. Aproape, dar nu chiar. Alea sunt stafide a generației TikTok. Este. Da, sunt, este. Sunt. Bravo. Dar de sus, din avion de drum la stafidele astea. Oh. Așa e bine. Da, hai, super. E bun. Super. Eu sunt aproape. Mai dau deci, făină deasupra. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Stop! Scoatem ochelarii bucătarilor.
Spate cineva să scoată. Și, Iurie, poți să scoți banda? A, dar stai că trebuie să scoatem, da. E serios? Da. Asta e făină la tine, vei. Hai să facem un felul următor. Diana, vreau să spun că oricum ceea ce se găsește aici e mult mai comestibil decât ceea ce se găsește aici. Atenție! Din ce trebuia să fie acest desert de banană? Scoateți, doamna Dora, căștile. Nu vreau. Desertul dintr-o banană, domnule Serediuc. Da. Așa. Decorată cu un sos, domnule Serediuc, din 5 ouă de prepeliță, 10 linguri de lapte de vacă. Eu habar n-am ce-i pus-o acolo. Uite la Diana. Esență de lămâie, asezonat cu pudră de cacao. Deci e baza cacao. Babă neagră. Și, cum a zis doamna Dora, cum ai numit stafidele? Izium! A pus la urmă stafidele și domnul Serediuc. Le-ai găsit și tu la un moment dat stafidele. Da, este la bine. Și acum provocarea este să mâncați ceea ce ați făcut. Nu cred. Da. Nu, am glumit. Tot ok. A, gata. Nu, mine e foarte gustos. Nu, eu nu vreau să... Mine e tare bun. Eu sunt sigur că dacă îi dăm domnului Mr. Rabbit... Mr. Rabbit. E chic urechile, e prima. Da, nu doar urechile. Mai bine nu mânca, stai acolo, bine jur. Deci, uap, ce mai venești cu tine? Nu știu de bun, gustă. Gustă, l-ai prat, la rabbit. Ori de câte ori o să vă uitați de fiecare dată la doamna Dora, să vă dați seama că nu neapărat este comestibil ceea ce se întâmplă acolo. Ori numai eu știu cum întorc. Cât fani, cum e bun și mă zic, dragi, așa e de gustos după asta. Ok, echipa Dora Show, aplauze pentru echipa Dora Show, mulțumim frumos! La mulți ani, Jurnal TV! Și sănătos! Vă poftim la mare! La anul, să echipă, amuși vremea se duce și am ușa și Jurnal TV 50 de ani. Da. Eu da, mă moartă, tu... E, nu! Tu, vamșie, te ieși acolo și zici, băi, mă gru interviu să ieși la mine. La 20 ani m-am închinuit toate emisiunile. La mulți ani, dragilor. Hai, mulțumim frumos. Asta a fost echipa Dora Show. Sunt tineri, talentați, originali și mereu cu glumele la ei. Au devenit foarte populari, dar comedia lor vinde mai mult decât umor. Ceea ce fac prinde bine la minți deschise, fiindcă dacă vrei să spui un adevăr, cel mai bine îl spui în glumă. Săptămânile sunt mai dulci când se încheie cu zâmbetul pe buze, iar lor le datorăm toate omagiile. Sunt membrii echipei 02 pe TV. Radu Șarbei și Cătălin Lungu, doamnelor și domnilor! Hai să încep cu prima glumă pe care a auzit-o și Bogdan și eu de nenumărate ori și probabil și Cătălin. Pentru că cum l-am văzut că e încălțat, noi mereu avem cu Bogdan această problemă. Că dacă venim la vreun eveniment și suntem în loferi, știi? Unde nu trebuie să poți... Loferi e nu șasa lor. Loferi, un fel de pantofi la care porți tălpici. Adică... Asta e lofer? Nu, ăsta nu sunt loferi, ăștia sunt bocanci. Așa. Dar nu se văd ciorapii. Deci loferi sunt cei pe care nu-i vezi șosetele. Adică într-un fel ești în ciorapi scurți, știi? Da, așa, tălpici, nu se văd șosetele. Și gluma, ca de obicei, ce, n-ai colțuni, n-ai bani de colțuni. Așa brusc. Badumțu? Da, da. Și nu-i badumțu? Da, 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 da. Vreau să-mi badumț, vă rog. Este... Yeah, prieten, sincer vorbind, v-am văzut acum și primul gând care mi-a sărit în cap, de Doamne să nu avem vreo provocare cu vărsat de apă în cap. De anul trecut, bă, țin minte. Țin minte, anul trecut, da, voi doi ați fost. A fost una fantastică, dar băieți, vă rog frumos, fără experiențe de acest gen. Nu, până la provocările alea, că le avem și pe alea în program, ca de obicei. Da? O să avem alte întrebări. Domn producător,
scoateți în sezonul 3 ideea asta a lui Cătălin de la 02 de pe TV, care mereu ține de colegii lui și, bineînțeles, desigur, hai să aplaudăm cei ce urmează, hai să aplaudăm și acolo la aceea. Apropo de, Radu, iartă-mă, apropo de treaba mică, că ai vorbit de aceea. A, da? Da. La cât de mult și cât de bine și cât de talentat reușești să joci atâtea personalități da? în emisiunea voastră și nu numai, de altfel, că urmăresc și ce faci pe Instagram. Apropo, intrați pe pagina lui de Instagram, dați 02 like, oficial, da, dați un follow că discutăm acolo. Vreau să-ți spun așa o întrebare. De ce te întrebam de partener, de prietenă, de soție, poate eventual? Mm-hmm. Mă, tu noaptea prin somn nu vorbești cu voci diferite, că eu mă știe mie să dorm în Nu. Atât o spune. Adică nu s-a întâmplat, nu ți-a povestit nimeni că tu prin vis, prin somn, poți să vorbești cu vocea lui Voronin sau cu vocea... Nu, sunt destul de detașat de personajele pe care le fac. Adică pot să mă detașez, nu sunt un actor care intră în roluri la modul ăla. Deci nu. Foarte sunt bine. Un om sănătos. Sănătos nu cred. Dar îți dai seama la un moment dat să stai cu prietena ta în pat, știi, acolo și... Violeta. Ia o cană de apă acolo. Ar fi fost. Sau închipuiți o altă situație și mai stranie, da? Stă prietena undeva la bucătărie, nu știu, să audi din casă, noaptea, știi? Niște voci vorbind de al lui Cătălin, care vorbește... De care fapt, schimbă personajele. Alte schimbă personajele, da. Mult acolo. Că ar fi complicat așa să... Ar fi, Dacă să revenim cumva la subiect, tu mă rugai ce se întâmplă în sezonul 3 și așa mai departe. Eu credeam că tu o să spui că să-i scoatem brățările. Asta e unul. No, dar nu, mai este un caz destul de haios, adică toată lumea vorbește că... Măi, Cătălin, emisiunea asta, tatu, numai te râzi acolo și... Într-una râz. Și credem că îți vorbești despre asta, că hai să nu mai râdă atâta Cătălin. Să nu mai râdă Cătălin? Da. Ba nu, de ce să nu râdă? Că păi chiar o să emisiunea în care... Emisiunea asta pe care o prezintă. Scopul nostru cumva să facem lumea să exact, râdă. Exact, facem lumea să râdă și... Uite, o să vorbim despre câteva chestii pe care le pregătiți în sezonul 3 de 02. Vreau să le spun celor de acasă că fac o treabă enormă, actorii, într-adevăr, cei care intră în roluri, Cătălin care ghidează toată treaba asta, îi ține pe acești oameni alături de el și așa mai departe. Dar hai să vorbim despre Radu Șarpei, despre omul care este în spatele camerei, despre omul care trebuie să facă tot posibilul ca foarte multe gafe care s-au produs la filmări să le repare, pentru că se întâmplă, nu? Se întâmplă. Da, aici ai perfectă dreptate. Radule, nu știi de unde își cumpără Cătălin hainele. Trebuie să știe și asta. Știu, noi aducem bonurile, că facem cumpărăturile, aducem bonurile. La jurnale decontează. Eu am văzut accidental odată la una dintre edițiile voastre, care avea loc și pe Facebook Live, cineva a scris un comentariu. Doamne, feriește, iau și boțât băietul. Nu se știa probabil că ăsta n-are treabă cu călcatul hainelor. Adică n-ai... Da, calc, apropo, calc hainele destul de ok. Deci le calc ok, dar nu... Da, se întâmplă să ieși șifonat la emisiune, nu? Se întâmplă. Nu cred că a fost un caz în care să ies călcat. Da. Și jos a venit un alt comentariu. Așa. Da, a venit un comentariu. E, dumneavoastră nu știți, dar omul nu calc hainele. Și deci, respectiv, ți-a ținut partea cum ar veni. Sunt oameni care deja... Pentru cei care, iartă-mă, Gabi, spuneți-ne, vă rog frumos, cu ce inovații veniți în acest sezon? De fiecare dată noi spunem același lucru, că încercăm să-l facem mai bine. Și noi chiar ne depunem tot efortul să scoatem un produs demn de TV. Și noi vrem să scoatem cea mai bună emisiune de divertisment. Și ever. Poate ever e greșit spus, dar okay, încercăm să facem un produs bun acasă, calitativ și proaspăt. Dar din ce lucruri mai aducem noi? Aducem vreo, cred că, 10 personaje noi, care sunt, după părerea noastră, foarte interesante. Și, desigur, îi aducem din nou pe toți actorii ăștia talentați și le dăm posibilitatea să... Se manifeste niște sketch-uri bune, calitativ și interesante. Se întâmplă rar să fiți prin redacția Jurnal TV, pentru că mai mult sunteți în teren la filmări, dar oricum... Noi noaptea suntem. Dar atunci când se întâmplă și ziua să fiți prin redacția Jurnal TV, ați reușit să vă faceți relații cu colegii de aici? Bun, tu vorbești mai mult de Cătălin, care e mai mult plecat și mai rar vine pe aici. Dar relații cu colegii din televiziune. Ai reușit să faci o relație de prietenie, de mai mult decât salut? Noi avem un principiu, noi trebuie să lucrăm. Noi am venit la Jurnal să lucrăm, noi oriunde mergem cu munca, noi vrem să muncim. Cătălina, noi nu am vrea să cerșim nimic aici, dar spune sincer, cum îți par jurnaliștii? Hai, zi-o pe șleau. Nu, mi-mi spar toți oamenii de aici foarte ok, pe bune, acum nu că mă lingoșesc, n-aș avea de ce. Dar oamenii de aici sunt foarte ok și am reușit să mai petrecem împreună la...
Se poate spune că există... Dar ai putea acum ad hoc, adică instantaniu în secundă asta nu, să... Nu, știu ce vrei să spui, nu. Să încerci să limiți pe cineva de aici din televizor. Nu. Nu, pentru că n-am făcut-o până acum și asta e o muncă și nici nu mi-am dat interesul. Deci cum trebuie să te-o pregătire? La domnul Val Butnaru m-am gândit odată că l-aș face. Serios? Da, dar nu am ajuns. Chiar te rog aici. Nu am ajuns la momentul în care se pot face asta și nu vreau să mă fac de râs. Că trebuie să-mi mângui un orgoliu de actor profesionist. Dacă fac aiurea... Mai bine nu. Mai bine deloc decât aiurea. Asta știu. E unul dintre principiile pe care le are colegul nostru. Poate spun colegul. Da? Colegul nostru. Poate spun colegul. Te rog, colegule! Da, colegul nostru. El poate spună colegul. Asta că tu zici există producător. Există producătorul inițial. Ok. De ce vorbeam despre colegi, despre... Pentru că până la urmă astăzi suntem într-o ediție specială de 12 ani Jurnal TV. Nu în zadar am zis că trebuie să legăm treaba asta cu colegii, cu oamenii care sunt aici, cu care vă vedeți atunci când veniți prin redacție, când veniți jos, sus, pe culoar, nu contează. Când îi întâlniți la aparatul de cafea, avem un aparat de cafea extraordinar, prieteni, ori de câte ori aveți ocazia, intrați. Ce voiam să spun? Că o să trecem ușor, ușor la o provocare, care cumva v-a dat de înțeles că vă cunoașteți colegii, cât de cât măcar. Adică nu neapărat să fie... Nu numai colegii, dar și emisiunile. Pot să vă rog doar ceva, o clipă. Vreau pe bune să mulțumesc întregii echipe care lucrează la 02 pe TV și asta nu e o fățărnicie, pentru că, repet, n-aș avea de ce să fiu fățarnic și să vă mulțumesc. Dar pe bune, oamenii care sunt implicați în proiectul ăsta sunt senzaționali și chiar dacă noi uneori părem mai răi sau mai aroganți sau așa, încercăm împreună cu voi și inclusiv oamenii care sunt aici lângă noi să facem un produs de calitate și vă mulțumim pentru asta și vă rog, hai să-i aplaudăm pe toți oameni, vă rog. Mulțumim. Chiar vă mulțumim. Hai să aplaudăm, da, aici ai vă aplaudăm acum și pe voi să vedem cât de bine vă descurcați la capitolul provocare și la cât de bine cunoașteți voi produsele Jurnal TV. Spre exemplu, chiar în această seară, o să vă rugăm cumva, pentru că sunteți de puțin timp în familia Jurnal TV, însă suficient cât să cunoașteți produsele noastre, va trebui să continuați frazele de salut sau final al colegilor de la Jurnal TV, care de cele mai multe ori sunt aceleași. Apropo, voi aveți o frază de final care vă reprezintă? Da. Care? Mulțumim partenerilor noștri. clar. Și asta se construiește emisiune de succes. Sau are viață, sau are dreptul la viață. Partenerii ne devin prieteni de regulă și de asta le mulțumim. Mi-a sunat bine ideea asta cu challenge-ul ăsta, dar îmi dau seama că nu o să livrăm rezultate. Da. Și colegii cunoaștem foarte bine. Hai să încercăm. Hai. Dar dacă aveți de improvizat, improvizați. Poate colegii noștri își reiau viziunea asupra finalului. Uite, asta-mi place. Finalului, știi? Asta-mi place. Și o iau de la voi. Deci, uite, acolo avem un ecran, în spatele lui Bogdan avem așa. Un ecran. Eu am să mă ridic așa ca să vedeți voi mai bine. Da. Atenție. Dragi prieteni, chiar îmi pare bine să vă revăd și în această marți. Mulțumesc pentru faptul că marțea trecută ați fost într-un număr atât de mare, nesperat de mare la acest proiect. Acest proiect? O clipă. Ce a vrut să spună domnul Butnaru? Are o frază, un slogan pe care slogan o spun tot timpul aici. Pe care l-are mereu la final de emisiune. Mereu. Asta e finalul de emisiune? Da. Dar uite, aici, și la început și la asta. Aici l-aveți pe producătorul emisiunii, e vorba de Bogdan Dascu. Da. Băi, mă gândesc că ori își spune denumirea emisiunii care-i Vânturile Valurile, ori există rubrica aia de film... Nu? Nu e nici una, nici altă, da? O emisiune și mai departe... O emisiune despre... Este o emisiune despre... Doamne, eu sigur am auzit-o. Sigur ați auzit-o și nu o dată a spus. Ceva legat de oameni. Da. Asta era unicul cuvânt pe care putem să-l intuiesc. Hai, Cătăline, hai că tu chiar ai fost la emisiune și ai auzit. Despre ce, Cătăline? Oameni, despre un proiect despre oameni. Nu, în degeaba. Interior. Degeaba. Oameni. Voi înțelegeți că după această provocare voi o să priviți Jurnal TV non-stop pe lângă faptul că o să vă uitați la emisiunea proprie, o să vă uitați la celelalte emisiuni? Improvizăm, Gabi, asta e. Deci, emisiunea Vânturile Valurile este o emisiune de... Pot să spun despre oameni, pot să continui. Nu despre oameni, dar despre ce emisiunea? Despre lucruri care nu se mai vorbesc la TV în ziua de azi. Asta aș spune eu. Dar probabil... Okay, hai să-l ascultăm pe domnul Butnaru, hai să vedem. Dragi prieteni,
Chiar îmi pare bine să vă revăd și în această marți și mulțumesc pentru faptul că marțea trecută ați fost într-un număr atât de mare, nesperat de mare la acest proiect despre destinul și sufletul uman. Așa, hai să dăm o serie de aplauze. Aproape de ceea ce ai spus, Cătăline. Ceea ce apreciez la emisiunea asta și vă felicit pe această cale e că într-adevăr e emisiune despre care nu se mai regăsește la alte posturi și se vorbesc lucruri despre care la TV în general nu se mai vorbesc. Cultură. Acum. Da. Cultură în principiu. Linii mari, da. Și suflet okay. Și destin. Ai dreptate. Da, da. Următoarea emisiune pe care vă propunem în această seară și uite, finalul ei. Uite, acolo, ia mușa. Atenție la ecran. Atât a fost pentru astăzi, însă nu uitați, norocul îi ajută. Norocul îi ajută? Te rog, implor. Ce? Eu m-am salvat cumva dinainte, am spus că eu sunt zero total. Hai cu varianta voastră, dă să vedem. Norocul îi ajută pe cei care... Bravo, bravo, pe cei care... Pe cei care o caută, asta sună bine. Pe cei care o caută, vă găsim noi. Pe cei care au încredere. Pe cei care au încredere. Păi aproape, e aproape. Nu șoptit, dar mi-a spus în engleză. Fii atent la ecran. Da, da. Ia hai. Atât a fost pentru astăzi, însă nu uitați, norocul îi ajută pe cei care sunt pregătiți. Aproape de cei care cred. Hai aproape. Și mai avem încă. Hai, atenție la ecran. Dulceag și în retro vine așa o parte lejer, acidă, care o combine extraordinar cu rețeta noastră de astăzi. Și pot să vă spun, sper. Sper. Ce vreau să spun eu aici, cred că am ceva în mânică, o carte am în mânică. Hai. Pentru că eu îl urmăresc pe Alexandru, știu ce face el, îl apreciez cumva și îmi place proiectul. Bun. Eu știu că el are fraza asta că e bombă, totul e bombă la el. Da. Sper, el a zis sper. Sper că v-a plăcut. Bomba. Nu e cu bomba. Sau? Sper că o să încerci publicul să gătească ce. Da, să învățați să gătiți. Da, e legat. Da. E jet pe jet emisiunea lui. E legat da tare. Sper că nu o să vă stea în gât. Ar fi ceva. Sau sper că o să vă reușească și la voi acasă, ce am făcut. Băi, mi-e rușine, eu chiar nu știu, chiar nu. Dar cum se numește emisiunea? Chef de gătit. Bravo, sper că... Aveți chef de... O să aveți chef de gătit sau... Sau că v-am făcut chef de gătit, uitați-vă varianta. Doamne, ce rușine. Dulceag și în retro vine așa o parte lejer, acidă, care o să combine extraordinar cu rețeta noastră de astăzi. Și pot să vă spun, sper că v-am făcut chef de gătit. Pentru mai multe rețete, idei, mic dejun, prânz, cină, accesați canalul meu de YouTube. Aplauze. Hai, da. Am făcut chef de gătit. Dar să chipi că Ana Danilescu, care stă în regie acum, idiot. Doamne, de cine am angajat? Eu mai vreau să subliniez o dată, noi chiar îi respectăm fiecare din ei. Da, adică faptul că noi nu urmărim efectiv toate produsele, știm produsele. Știm despre ce e vorba în produse, doar că voi nu... ar trebui să spuneți, asta au fost cele mai ușoare vizualizate emisiuni, că dacă vă dădeam o secvență de la noi, de la popcorn dimineață, vă dădeați de drag, vă spun eu. Dar știu că voi acolo râdeți, adică aveți niște râsuri. Acolo ai fi râs măcar. Da, ai perfectă dreptate, noi avem niște râsuri. Hai să luăm ultima emisiune din această seară. Nu uitați să ne scrieți dacă aveți istorii ce merită a fi auzite și văzute. La final, fiți fericiți oriunde v-ați afla, dar... 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 În apărarea noastră, noi stăm foarte des cu Elena. Când ea montează, noi vedem că ea montează. Cine este Elena? Cine este Elena? Da. Stai. Elena, tu ai ascuns până acum? Cheamă Elena? Ea este Leanca. Doar eu îi spun Elena. Ok. Dar nu uitați, de unde ați plecat? Dar nu uitați? Hai, era. Aproape. Nu uitați? Caută sinonime. O să vă întoarceți acasă. Foarte aproape acasă, de adevăr. Fii atent la varianta finală. Dar nu uitați să veniți acasă. Aproape. Nu uitați să ne scrieți dacă aveți istorii ce merită a fi auzite și văzute. La final, fiți fericiți oriunde v-ați afla, dar nu uitați să reveniți acasă. Să reveniți acasă! Așa e!
Acum o să trecem la o altă parte a provocării pe care vrem să vă facem. Era una cu imagini video, asta acum venim cu una în imagini foto mai mult. Da. Și la cât de atenți sunteți voi atunci când intrați, când ieșiți din televiziune, okay, când mergeți la renumitul aparat de cafea de care a pomenit colegul mai devreme și tot așa. Da, da? Da. O să trebuiască să ne explicați, prieteni, ce e lipsă în aceste poze. Ok. Ok? Cred că asta da, e da, ce da, ne aici da, cred că vă puteți descurca când, când nu e o problemă. Credem. Suntem gata? Atenție la ecran. Hai. Deci, în primul rând, e platoul cărei emisiuni? Dora Show. Așa. Și ce lipsește aici? Sigur, lipsește Emilian. În afară, dar asta Emilian, e în afară de Emilian, da. Era o glumă. Mai lipsesc, știi ce? Denumirile partenerilor. Ce? Ce lipsește? Corect! Da, da, da. Nu e asta, nu e asta. Partenerii lipsesc pe perni, nu? Nu, dar poate da, ceva bun, e schimbat, poate bun, ceva bun, e înlocuit aici, poate... Așa, cred că... Știu, gata, pe pereți, știu. Pe pereți, imaginea no, Emiliană acolo, desenos. Nu, nu, acolo îmi pare că e papagal. Unde e papagal? E papagal. Hai să, hai vedem, să vedem, în loc de mai da, în loc de mai mult, e papagal. E un... Cum, cadu, sau cum îi zici? Un tucano! 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 Băi, am avut... Da, ai avut aplauze, 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 ai avut. Ai jumătate de pum... Ai avut, da. Da, dar e adevărat, că putea, puteai să spui orice alt animal să fie. Da, de culoare îi spun da, cioară exotică. Mm-hmm. Un tucan. Dar ție, Ana Danilescu, îți pune în cască. Asta e asta e faza. De ce încă o dată stii la eu îl fac pe Rizi, am știi. Stimați telespectatori, că lui îi spune în cască de aoleu, tucan. Aoleu, parașuta ce este el. Uite la el cu casca. No, nu-mi permiți. Ai și o vârstă. Hai, următorul platou. Următorul platou. Da, aici... Ce lipsește aici? Stop, dar... Dar aici nici eu nu știu ce lipsește. Stai să mă mai bine. Nici producătorul emisiunii nu știe ce lipsește aici. Dar asta a apărut nouă chestia aia luminoasă. Că eu n-am văzut-o niciodată. Deci ăsta este gânditorul. Așa. Care a apărut în nou sezon din 2021. Gânditorul? E gânditorul de Hamangea din Sârmă făcut. Ok. De un sculptor special pentru emisiunea noastră. Din 2022. A, din punctul ăsta. Eu în principiu cam îmi dau seama ce lipsește. Asta vreau să te întreb. Dar tu-ți dai seama, hai să vedem voi ce spuneți. Băi, mă gândeam că la vânturile, valurile, o spuneți veioza asta să fie lipsă, că asta e reprezentativ. Dar văd că nu e asta. No, eu am două presupuneri. Uitați-vă chiar. Două atent. Am. Bogdan, tu ghicești sau ghicești băieții? Masa e pe dar loc sau... Ghiciți voi, na. Masa? Văd umbra, dar nu înțeleg la chestia. Păi asta e ideea că... Da, uitați-vă la bibliotecă, lipsește cartea lui Dostoievski acolo. Nu, 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 nu o să ne dăm seama, nu. Bine, hai atenție, că adăugăm noi obiectul care lipsește. Atenție. Oh! Ei, hai. Încă o veioză. Vă ziceam eu că ceva nu arde undeva, da. Da. E prea întuneric în spate, nu? Da. Bun, și următoarea emisiune, emisiunea voastră preferată de altfel. Cătălin este în șoc total. Iată și emisiunea lui Cătălin preferată. Mă deci și cu... Cătălin de mult își dorește nici, să fie. Aici nici eu nu știu. Nu, Cătălin de mult își dorește să fie. La emisiunea asta? Să nu, fie să sănătos. Asta își dorește oricare. Da, de mult își dorește. Ah, ok, două puncte peste ei, nu? Eu mă gândeam că trei puncte la final sau ceva. Hai să vedem. Și semn exclamării trebuie să fie. Nu, ar fi corect. Fără semn, dar într-adevăr. Ar fi corect să fie semn exclamării. Niciodată. De ce? Acum, fii sănătos! Nu, fii sănătos. Eu! Deci, gata, ca să... Tu ești mai mare, dar gramatica e una. Asta e așa. Adică să vrei să spui, hai, fii sănătos! E cu semn exclamare. Da? Adică să închirăm paharul. Păi asta e îndemn. A fi, fii sănătos, asta e îndemn și trebuie să fii neapărat cu semn exclamare. N-are sens. Hai, dați mâna. Da. Dar da, aici au fost, da? Avem, aici, avem punctul. Aveți un punct de fapt, clar. Avem un punct. Știi ce vreau să vă îndemn, într-adevăr? Hai să fim sănătoși, pe bune. Luați paharele că-s pentru voi. Ah, mersi. Da. Hai! Și vorba aia, mulțumind în același timp și partenerului nostru. Vouă vă reușește cel mai bine să mulțumiți partenerului. Spuneți mulțumim partenerului nostru, Vinăria Cricova. Da. Vă rog. Vinăria Cricova, da? Da. Otilăm partenerii la noi. Nu știu unde vă uitați. Mulțumim Vinăria Cricova pentru că ați făcut posibilă această ediție specială. Vă mulțumim. O seară bună și ne vedem la 0-2 pe TV!
Să spunem tuturor celor care ne-au urmărit în această emisiune și ediție specială, prieteni, 12 ani de reușită numai datorită vouă, celor care urmăresc acest post de televiziune acolo, acasă, la televizor. Compania Cricova se afirmă printr-o tendință, inovație continuă și atât, unde se utilizează cele mai sofisticate tehnologii din lume în domeniul vinificației pentru a putea produce un asortiment imens de vinuri și spumante care ajung să fie exportate în peste 35 de țări ale lumii. Compania se poate mândri cu un succes răsunător, având vânzări de peste 10 milioane de sticle anual și sute de medalii obținute la concursurile internaționale. Rămânem pe drumul muzicii, Lemonic, și în finalul acestei ediții speciale vine să vă încânte sufletelele. Le mulțumim din suflet Mary Vega, vocalist, Sergiu Ionaș, chitarist, producător muzical și magician de sunet, și personajul misterios al trupei, toboșarul Mr. Rabbit. Ultima piesă din această seară, Boys, este deja în rotație la câteva posturi radio din New York, Los Angeles, Londra și în multe orașe din Italia. Desigur, și la toate posturile de radio din Moldova. Lemonic vă spune tuturor la mulți ani, boys! Mulți ani, Jurnal TV! However, I heard the bullshit. I was never the same so far in my dream. I know what you'll think, hey boy. Let me wipe your smile in the name of glory. I'm the worst girl, I freak the whole world. This is the blood on my veins, making to what when you fake. You're not the first to mess up, you like me. But to accept the thumpers, you're making too much noise. Boy, what if you don't please me, boy? Didn't your mother teach you?